un zi la dume, cine să seamănă să ascultă. Ce vrei, Pinu, sau ce vrei? 1, 2, 3, 4, 4 de 0. Poftiți? 1, 2, 3, 4, 4 de 0. Nu se aude ce se întâmplă? Probă. Se aude, 2, se aude, 5, foarte bine se aude. 8, ăsta e Pinu. 2, atât? 5, 8, bun, foarte 4. Bine să apăs să începem povestirea la radio. Poveste nemuritoare numită Uzina de Dume. Bună dimineața cu Ștefana lui Coroian. Și Mișu de la Sculărie. Bună dimineața cu Sergiu. Așa e, să trăiască și el la mulți ani, colegul care ne filmează pentru Transilvania Channel. Iar în regia tehnică, Radu. Bună dimineața pentru Radu. Bună dimineața, Răducu. Răducu, Răducu, vreau să vă spun că de dimineață să știți exact despre ce e vorba și ce vă așteaptă. Cei mai săraci români sunt și cei mai harnici. Na, uită-te la noi. Ca să știți ce aveți de făcut, cum trebuie să începeți ziua și în ziua, mă rog, din momentul ăsta, 9 și 9 minute, ce aveți de făcut. Clar? Bine? No. Cei mai săraci români sunt și cei mai harnici. Despre ce e vorba o să-ți explicăm noi de dimineață la Uzina de Dume. Știți cu cine m-am întâlnit azi noapte? Cine, do? Azi Ilie Dobre. Azi noapte? Da. A, unde, pe Radio România? Pe Antena 1. Ah, l-au chemat acolo pentru Guinness Book of Records. Da, au încercat ei să stabilească un nou record, să-l bată, de fapt, recordul... Un nou record? Serios? Da, 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 au vrut să bată recordul stabilit de Dobre. Recordul Ilie Dobre de la Radio România, care a intrat în Guinness Book of Records cu această strigare de gol la un meci al Rapidului. Și au reușit? Nu. No. Nu? No? Nu, no, nu, no, nu. No. Au încercat mai mulți. A încercat Mitoșeru, a încercat Capatos. Stați o secundă să-mi reglez vocea. Mulțumesc. Dar n-au făcut absolut nimic. N-au reușit. No, nimeni. Trebuie nimic. Să fie rapid acolo și să fie rapidist pentru a scoate. A recunoscut Ilie Dobre cu cine ține în sfârșit? Da? Cu Argeș și asta de dragul lui Nea Dobrin, fost. Fece Argeș. Da, 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 da. Ilie Dobre a dat bătut recordul pentru Guinness Book of Records. Ați auzit o scurtă secvență din golul pe care l-au băgat oamenii în Guinness Book of Records, cartea recordurilor. Azi noapte deja chiar stăteam, mă uitam la televizor, zic, dacă mă apuc și eu să stric puțin. Trezești vecinii, da. Pe mine cât m-ar ține, da? Și sunt convins că în foarte multe case din România unii strigau, că asta e ca și atunci când discuți despre stomatologie, încep cu limba să... Da, 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 să-ți da, da. Pipăi dinții. Exact așa și ăștia, cum stăteau cu cronometru azi noapte la antena, exact așa sunt convins că mulți au încercat să-l bată pe Dobre. Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața! Vreau să spun că domnul, dacă participa la concursul ăla vostru cu strigatul, lua energizantă. Nu mai cupa nimeni niciun energizant. Adevărat? Da, da, da. Bine, bine că e de la București și nu a fost pe frecvență. Da. Îți mulțumim! Cu plăcere! O zi bună, numai bine, oameni buni, vă spunem... Bună dimineața! Și pornim la treabă. Să nu uitați 0264406342. Nu uitați de ID-ul de MES, Uzina de Dume 69. Și în general, nu uitați, pentru că dacă uiți, te întorci din drum și nu e bine. Și nu uitați nici de numărul destinat mesajelor SMS-urilor voastre în această dimineață, după cum bine știți, 0744233942. Așa că ready, steady, go! Uzina de Dume, cine să seamănă să ascultă. De dimineață. Cred că e piesa în care își aduce cel mai mare aport Dan Bălan. Dacă ați ascultat cu atenție, doar atât spune băiatul ăsta. Cicabom. Cicabom, păi cât? Dom'le, cum să spui eu? Vorba puțină, sărăcia omului. Sau cum era? Invers? Vorba puțină, muzica bună. Avem un telefon la 0264406342. Se aude? Alo? Alo? Alo, da? Salut! Ilie Dobre? Ilie, tu ești? Bună zi. Sau de cu întreruperi, cred, unde ești? Ilie? Sunt de departe. Acum, da, 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 da. Haideți că vă ascult de la Statele Unite, din Alabama. Alabama! Oh! Sweet home, no, Alabama! Bravo, din tocmai din Alabama suntem sunați în direct. Acolo este miezul nopții, după câte știm noi. Exact, este ora 11 și 16 minute. Ai ia. Văzut? Yes. You are welcome in Romania, my friend. See you. Thank you, my friend. Thank you, my friend. I appreciate. Ce faci, prietene? Ce faci? Lucrez la ora asta. Extraordinar. Și datorită
să lucrez, că nu-mi e somn. Ne bucurăm. Să nu uiți asta când vii în România. Bun, ok. Ești pe tir? Pe ce ești? Exact. Ești pe tir și ne asculti pe iPhone? Nu pe iPhone, pe iPad. Pe iPad ne ascultă prietenul nostru, miez de noapte, tocmai în Alabama. Tu de cât timp ești plecat în America? Ești plecat de 11 ani și sunt din Cluj. Extraordinar. Să ne spui, te rugăm frumos, un nume, un prenume, cum vrei tu? Viorel. Viorele. Din Gruia, aici sus, vecin cu noi, la deal. Să trăiești, Viorele, ne-a bucurat și ne bucură foarte mult telefonul tău. Ne-am dorit să fie bine pentru tine acolo în Statele Unite ale Americii, dacă aici n-a fost foarte bine. Și în România a fost foarte bine și aici este foarte bine. Uite, nu contează distanța, nu contează, uite că ne auzim. Extra. Și mă bucur că suntem în direct. Extraordinar! Îți mulțumim foarte mult, Viorele, pentru tine special! Înainte să dăm datele meteorologice, o piesă pe care poate nu o știi, deși în Alabama, cred că e mare, ar fi trebuit să fie mare hit, Leonard Skinner cu Sweet Home Alabama! Eu i-aș fi pus imnul României interpretat de Marcel Pavel. Lasă, lasă! Viorele, special pentru tine, trece dincolo de ocean această trupă de Southern Rock, Leonard Skinner cu Sweet Home Alabama! Mulțumesc! Să fii sănătos! Mulțumesc tare mult! Îți mulțumim tare mult! Să ne auzim cu nou! Și vedeți ce faceți cu criza aia, băi, că ne-ați băgat în criză pe toți! Nu știu, criza vine acum din Europa! Aici nu mai e criză! Ferice de tine! Viorele, urări de bine! O noapte bună! Mulțumesc! Să fie bine! Să fie, Viorel din Statele Unite ale Americii, din Alabama! Baftă multă, prietene, nu ne uita! Să fie bine! Hai, hai, zi, Mișu! Zic, zic, domnul Ștefan! Home, Alabama! Secvență cu o piesă celebră, Leonard Skinner, Sweet Home Alabama. Acasă e acolo unde ți este sufletul. Omul se simte bine de 11 ani peste ocean în Statele Unite ale Americii și ascultă, ghici ce? Amărâtul ăsta de uzină de dume, mă. V-am cules de pe stradă, v-am făcut oameni. Exact, mă. Băi, noi punem și o piesă, o melodie populară, că din astea aude dă-l încolo cu Alabama. Dar să-i punem una populară, cu ace, Doamne, prunele. Dor de casă, dor de casă. Una așa să-l facă să se întoarcă în frumoasa România. Da. Viorele, să trăiești, să fii sănătos, tocmai din Statele Unite. Avem un telefon din România. Bună dimineața. Da, asta bună, băieți, Ovidiu la butărie. Alt Ovidiu. Doi Ovidiu, nu după altul. O informație în trafic, băieți. Hai, spune, Ovidiu. Este radar vis-a-vis de Autotransilvania în Florești. Asta e la muzeul... La muzeul apei, da. Muzeul apei, ne-a anunțat și Petru. Ovidiule, o spălare auto vrei? Dacă e cu nevoie. Ovidiu, spălare auto are pentru informația dată de la Nova Star de pe Câmpul Pâinii.
Bine, băieți, mersi, o zi plăcută în continuare. Să fie bine, la Muzeul Apei aveți mare grijă, este radar, dragi prieteni. Exact aceeași chestie ne anunță și ăla printr-un SMS la 0744-233-942. Mulțumim frumos pentru informațiile. Mulțumim, venim cu datele meteorologice, așa, pe o liniște profundă și binefăcătoare. Vă spunem că la această oră la Cluj avem 7 grade Celsius, maxima pentru ziua de astăzi este de 26, la noapte vor fi doar 8. Aceleași grade, 7 cu 26 la Gherla și la Dej. Bună dimineața! La Zalău, 7 grade. Bună dimineața! Maximă de 26. Neața! La Bistrița. Bună dimineața! Cu 6 cu 25 de grade maxima. Neața! La Satu Mare. Bună dimineața! Ziceți, domne, mai cu vlagă, mai cu entuziasm. Bună dimineața, domnilor! Așa, Satu Mare, 7 grade, maximă de 26, iar la Baia Mare, 8 grade la momentul ăsta, 7 și 22 de minute, cu o maximă de 26 de grade. Ați pus ultimele temperaturi pentru Satu Mare cumva? Baia Mare. A, că dacă erau pentru Satu Mare, trebuia să luăm atitudine față de Sergiu, să spunem foarte senzual. Aha. Prietenii știu de ce. Satu Mare, 7 cu 26, să știți. Da, ne întoarcem puțin la Cluj, vă spunem că avem 7 grade Celsius în acest moment, 26 este maxima pentru ziua de astăzi, 8. Mai târziu, spre seară undeva, o zi bună. Pâinea noastră, cea de toate zilele. A fost odată ca niciodată. O zi la de dume, cine s-a sabără să ascultă. Trece, rezolvă! Te-am cules de pe trotuar, domnule. Bună dimineața! La 7 și 32 de minute. Revenim doar la sloganul știrii de astăzi, că este știrea dimineții. Cei care muncesc cel mai mult sunt cei mai săraci în România de astăzi. Pare un adevăr, da? Și cred că, domnule, chiar este. De asemenea, mai avem câteva știri. V-ar plăcea să fiți angajat la stat, să vi se ofere posibilitatea. Nu. Domnule, ascultați, domnule, sunteți tânări și vă aruncați așa foarte ușor. Contra, nu. Nu mă arunc, nu vreau să fiu angajat la stat. Nu. Domne, stai, domne, că te arunci prea ușor. Ascultă aici oferta pe care ți-o fac eu, matale. Nu. Angajat la stat, vi se oferă posibilitatea să fiți disponibilizați și să primiți 18.000 de euro drept plăți compensatorii, ca apoi să vă reîntoarce la serviciu în aceeași instituție. Asta în ajunul crizei ce urma să măture salariile bugetarilor. Mai ziceți ceva? Da. Mai aveți de comentat ceva? Da, vreau. Domnule, la începutul 2010 s-au luat câteva măsuri de autoritate la presiunea organismelor financiare internaționale, printre care s-a aflat și demararea unui proces de diminuare a aparatului bugetar, ca așa se numește. Du-te! Mm-hmm. Agenția Domeniilor Statului a fost afectată la rândul de această măsură, disponibilizând o serie de personal, mă rog, o șesime. Așa că ce s-a întâmplat? Conducerea instituției a oferit fiecărui disponibilizat aproximativ 18.000 de euro drept plăți compensatorii. Trăiască. La mulți ani. Ura, ura. Suma totală ajungând la 1.100.000. La scurt timp, o parte din disponibilizați s-au reîntors senin la serviciu, fie tot în cadrul ADS, fie pe posturi similare în cadrul Ministerului Agriculturii. Păi la banii au cumpărat pe Romica Jurca. Ia bagă tu vremea cum vreau eu, senină să fie. Ai luat 18.000 de euro și pe aceea te-ai întors și la serviciu. Wow! Poftiți, mai ziceți ceva? Mai vă aruncați așa? Cine-i cu angajările la bugetare acum? Cine se ocupă? Igaș, care-i? Da, zic ușor, tăticu, că ești tânăr, te arunci așa, ușor, ușor! M-aș arunca în brațele unei bugetare. Asta, bun business, excelent, ne-ar plăcea și nouă, care va să zică, nu uitați, disponibilizații de forma ai României, plătiți regește să pleci, apoi reangajați în aceeași instituție. Andreea ne scrie pe ID-ul de Besuzina de Dube 69, dacă muncești prea mult, nu ai timp să faci bani. Corect. Bun. Ce faci? Muncesc, înseamnă că nu câștigi bani. O, las așa. Bună dimineața. Bună dimineața. No, eu regăr, l-au ținut. Servus, Amber. Nu, 19.000 de euro. 18 știu eu. 18, la mine. Auziți, băieții, pot să fac un anunț. De mică publicitate? Sau de mare? No, de mai rău un pic. Opa! No, de șei din Rigorescu să aibă grijă care circulă pe autobuze 30, 27, 28. Dar ce s-a întâmplat? Umblă băieții! Opa! Aole, opa! Le-ai stricat afacerea, își schimbă traseul. Își schimbă traseul, dacă l-aș prinde mâncă. Ieri l-a făcut-o pe eleva mea de-a mea pe la ora 11, știi? Am gătat orele, s-o cap pe 30, sărac, ca să duc până în centru și-o rămas fără pormâneu. Chiar? Da, dacă domnii hoț cumva ascultă, știi? Aha. Măcar vă rog frumos să-i duceți buletinul la fată și aruncați-i în cutia poștală.
măcar atât amabilitate. Corect, bine zici. Restul vă doresc de bine, știți ce? Bun anunțul tău, să știi că și hoții ascultă radio. Zice că iar au apărut, mai era o vreme, știi? Aha. Dar văd că iar au apărut băieții ăștia cinstiți. Păi vine iară criza, da. Vine iar. Vine. Păi la noi criză tot tipul, ce să spun. Extraordinar. O să de că nu mai vine. Da, deci era și lume pe 30. Aha. Și a furat pormoneul la fată? Da, păi da, asta nu-i prima dată. Da, din geantă? Din geantă, da. Păi bine, mă, au ăștia o mână de chirurg. Mă, băieți, apucați-vă, faceți medicina, mă, și da, de reușiți undeva, mă. Undeva în Canada, în Franța. Da, băi, sigur, mă, băieți, mă. Ajungeți chirurgi, mă, de mâna întâia, mă, nu da. Furați din autobuze, mă. Tușeu de la ușor, așa, discret. Da, păi îți dai seama ce mână au ăștia, mă. Îți scoate inima și ți-l pune în loc într-un minut. Asta e transplant deja. Da, bă, apucați-vă, băieți, că acum este medicină pe bani. Sigur, 6 ani sunteți doctor, nu contează. Mulțumim, Lații. Bine, no, mulțumim. Bună, băieții, salut. Toate cele bune, aveți mare grijă și prin autobuze, că băieții lucrează. Eu m-am gândit prima dată că e controlul. Și eu, boctării, cum se mai spune acum, nu da, vă supărați. Exact, dar e controlul ălaltul. Da. Că te controlează. Ăștia cu jula care o dau din încheietură. Da, să vadă dacă ai bilet. În sensul ăsta, caută în geantă să vadă. Aveți mare grijă, râdem, dacă, mai ales pentru acte. Hai că dacă îți mai fură 1.000.000, 2.000.000 de ore în sărăcie, 3-4 câte mai, dar cu actele trebuie să mergi dincolo, trebuie să mergi acolo, pierzi vremea. A pățit-o cineva din minunata mea familie cu 2 zile. Da? Da. Amoroș, vașar, hei! Toate cardurile, tot. Aha. Tu sărați bărbierii, tu umblă la bancă să ți le blocheze. Țineți geanta în față, buzunarele cu mare grijă dacă aveți ceva în buzunare și tot înainte. Bună dimineața! Bună dimineața la 7:38. Trebuie să ne cerem scuze pentru că nu v-am adus în discuție încă de ieri o știre foarte importantă. Entschuldigung. Ce asta? Excuse me. Bocen. Doamna Lenuța Udrea, aflată în Delta, mai precis în localitatea Sfântul Gheorghe Tulcea. Da. S-a dat cu trocariciul. Poftiți? S-a dat cu trocariciul. Nu, mă, trotinetă, știu, și tricicletă, și haromcicletă. Nu știți ce e trocariciu? Nu. Trocariciu e o remorcă cu bănci puse pe lateral. Chiar? Ăla-i trocarici? Se numește trocarici. Și noi ne cerem scuze de la Uzinuță că n-am apucat încă de ieri să începem săptămâna să vă spunem că Lenuța Udrea, aflată în Delta, s-a dat domnilor cu trocariciu. Radio Impulse. Uzi Radio Dume, cine se sabără să ascultă. Radio Impulse, de la Cluj pentru toată lumea. Dacă s-ar apuca fetița asta, Shakira, să cânte piesa cu Gypsy. I'm a Gypsy. În limba română ar trebui adăugat acolo Gypsy puțin. Citat de altfel celebru deja. Oare doamna Udrea se dă cu trocariciu și la Cotroceni? S-ar putea? Nu-i cumpărați o remorcă, domnul Băsescu? Așa se face turismul în România, din remorcă mâncați așa. Cu trocariciu? Da, cu trocariciu. Așa, chiar. Hâța, hâța, calenuța cu trocariciu. Băi, caută, domnule, în dicționarul explicativ al limbii române să vezi că există trocarici în... Există cuvântul ăsta. Există. Am mai învățat ceva astăzi de dimineață, măcar această emisiune, și are un rost, domnule, lingvistico-sintactic. Înțelegi? Lenuța, Lenuța, ce-ți mai place trocariciu? Bună dimineața. Bună dimineața. Noi o regalăm, băieți, mă. Noi o regalăm, la mici, în morții de la Ratuc. O, morții! Salut! Elre, morții! Elre! Mindenov! Și atât. Dar să știți că m-am supărat pe voi. Da, bine, mare... Opa. Asta e nou, nou. Da, mă, dar am vrut să dau lovitura vineri, sâmbătă, la bingo. Și? Păi, dar m-am dus ieri la secretariat, au zis că nu-s trecut pe caiet. Cum să-ți deie biletele? Cum nu ești trecut pe caiet? Asta, da. Asta ești, nema. Ioi. Tu la da. Ember. Deci da. Ieri? Am cum mai dau lovitura? Dar când ai câștigat Ember? Păi, ieri dimineață. Ieri? Ia aduceți-vă aminte. Ieri? Om bun. Da, da. Când v-am zis că-s pe linia 3. Omule. Astăzi sunt pe 25. Stai puțin să facem niște cercetări. O bingo concurs. Da, da. O bingo concurs. Na, te. A, unde-i Ember? Ember. Așa? O, rămâi o țără la telefon să vedem despre ce vorba. Stai că verificăm. Bine? Până vine cu o știre genială, mișulică, noi vorbim la telefon. Verificați bine că eu ieri dimineață la 7, la o fără ceva, am câștigat biletele. Mai Ember. Da. Rămâi la telefon. Rămâi, rămâi, că... Vorbim acum. Că-i de bine, hai, rămâi. Zi, mișule, bagă, bagă.
Medicamentele și mezelurile se scumpesc de la 1 octombrie! Zi, Sergiu, și tu, ura! Zi ceva, domnule! Hai, ce spui tu? Măi, n-arăta, zi, băi! Da, da, ăsta n-are probleme cu banii, da, 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 da. Poftim, poftim? Am înțeles. Bun, de parcă nu era de ajuns că suntem săraci Europei și că avem printre cele mai mici salarii. Ură! În România plouă cu vești proaste. De la 1 octombrie ne așteaptă noi scumpiri la medicamente și mezeluri. De luna viitoare, firmele de medicamente vor fi obligate să plătească la stat o nouă taxă ce se va răsfrânge ca de fiecare dată asupra noastră. Scumpirea ce se va aplica la medicamente ar putea fi cuprinsă între 3 și 10% potrivit Ministerului Sănătății. Sumele încasate din această nouă contribuție vor fi folosite pentru asigurarea medicamentelor incluse în programele naționale de sănătate. Excelent! Pac, pac, pac! Pac, pac, pac și iarăși pac, nu uitați de Facebook-ul nostru Zina de Dume, dați like-uri acolo și s-ar putea să mai câștigați câte ceva. Se scumpește pe lângă medicamente și cărnatul. Excelent, în sfârșit. Vezi că 5 lei e la Selgros, 2 cărnați și cartofi. Așa te interesează. Se scumpesc și gazele cu 8%, dar bun. Ce mai scumpesc? Ia să vedem. La 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 la. A, nu, trăim foarte bine. Așa, bun. Perfect. Am rezolvat la 7:45 de minute și mercurialul. Așa că trecem la Facebook. Vă spuneam Uzina de Dume, Facebook-ul nostru pentru emisiunea de dimineață. Și vă spunem de asemenea că Facebook știe ce faci pe internet, chiar dacă nu ești logat la rețea. Te urmăresc. Mare grijă, după. Mare grijă. Un programator australian a descoperit că Facebook își urmărește utilizatorii și după ce aceștia ies din rețea. Clar? Deci un inginer toată lumea să scoată ștecherul din priză. Musai, musai. Sau nu merge nici așa. Scoate sursa mai bine. Bine, auzisem la un moment dat o treabă, cum că în momentul în care îți faci cont pe Facebook, automat intri și într-o bază FBI-ului. Acum, adevărul că ăștia pot să vadă și ce ai în dormitor, în bucătărie și în living, la urma urme, nu ai nicio problemă. Și ce ai în cap. Așa că un programator australian a descoperit că Facebook își urmărește utilizatorii și după ce aceștia ies din rețea, un inginer software Facebook a negat informațiile. Ce era săracu să facă, exact, să nu-și piardă locul de muncă? Bloggerul și programatorul australian a descoperit că utilizatorii Facebook care au ieșit din contul lor sunt spionați de Facebook prin intermediul cookie-urilor. Așa se numesc ele. Need a cookie? Ce sunt cookie-uri? Sunt fișiere... Prăjitură de casă! Da, repede la mâncare, repede! Nu mai poți să spui ceva, că repede la micul dejun fuge băiat. Mie să-mi dați like cu glazură. Cookie-urile sunt fișiere create de site-urile web accesate, care stochează informațiile de navigare, cum ar fi preferințele pentru site-uri sau informații de profil, ca să știți și voi despre ce este vorba! Feriți-vă dacă mai puteți! Mă rog, pe vremuri mă feream de măgăruș. Acum ne ferim de Facebook. Și de cookie-uri. E periculoasă treaba asta. Oricum, dacă ai deschis internetul, deja ești gata, zic eu. Nu trebuie să intri tu pe Facebook. Cum ai intrat pe internet, știe fiecare, ăla care vrea să știe unde ai fost, ce ai... Știe și ce ai scris pe e-mail, că e-mailul, deja ai văzut, conform ultimilor 2 ani, există hotărârea că știe exact ce ai scris, cum ai scris, despre ce ai scris. Așa că nu vă mai faceți că nu știți despre ce este vorba în secolul 21. Trebuie să ne ferim. Da? Dar cum să comunicăm atunci? Abacu. Socotești cu abacu. Că bacul l-am picat. Bacul l-am picat, acum rămâne abacu. Cine e albacu? Nicule, ai intrat în rețea? Să fii sănătos? N-am ce să-ți fac. Da, dar o să găsim o soluție și la asta. Bine. Românii găsesc în general o soluție. O soluție de spălat parbriz, eventual. Dar dacă o fac cu protecție, dacă intru pe internet cu protecție, mă mai pot prinde? Poți să intri. Durex-ul doar te mai scapă, atât. Exact la asta mă gândeam. Cluj-Napoca, circulație închisă în zona centrală pe mai multe străzi. Dacă vă interesează, putem spune. Dacă nu, între timp aveți dumneavoastră o mondenă care poate să ridice audiența până în tavan. Vă rugăm foarte mult. Avem una, dacă vă interesează, legată de alcool. Alcohol, milk and alcohol. Consumul excesiv de alcool s-ar putea să dăuneze grav contabilității. Doctorul Tudor Ciuhodaru, printre perfuzii și vicepreședinte PC, vrea să depună un proiect legislativ prin care să ceară ca toate persoanele care ajung la spital în urma excesului de alcool să deconteze spălăturile sau, dacă nu, să presteze muncă în folosul comunității. Bă, dar nu mai e voie țara asta o comă alcoolică? Serios? Ăștia interzic tot? Unde ne mai sunt plăcerile adolescentine și exagerate? Păi, dar eu dau bani ca să bag în mine. Acum o să dau bani să și scoată din mine, să-mi pună furtun de evacuare?
Legea lege, n-ai ce faci. Păi da, rămâne abanta gravidă, bei de bucurie cu soția, că mm-hmm. ești tată. Bei cu Petrișcu, bei cu piese auto Florin, bei cu Loții, bei cu toată lumea, așa iei pe rând, rând, pe rând, rând, pe rând. Normal că ajungi să te... Acum după mâncare vrei să mai și bei. Și înainte. Normal că ajungi să fii până la urmă mm-hmm. cu probleme în ultim hal. Mi se pare ciudat. Toate plăcerile sunt interzise. Tot ceea ce-ți place nu e bun pentru viață, în general. Mie mi-ar plăcea oricum, dacă se votează legea asta, să ieșim, să muncim în folosul comunității, uh-huh. dar în starea respectivă, pentru că ne-am fost duși la spital. Uh-huh. A fi precum în familia de Adams, aia, o știți? Cum nu? Aia originală deosebită da, da. Și cu chipuri fantastice. Știți cum făcea Frankenstein, nu? Simplu. Și nu de la bere. Atât. Nu, atâta doar ai voie să spui. Revenim la traficul rutier de la Cluj, fără nicio râgâitură. De fapt, uneori poate să semene cu o râgâitură ceea ce se aude aici de dimineață, dar acum lăsați așa, vă faceți că nu vedeți, n-auziți. Am spus, era Frankenstein, să nu vă luați de mama, că nu m-ar fi cioplit. Circulația rutieră în Cluj va fi închisă astăzi, 27 septembrie, zona centrală, între orele 13-16, cu ocazia turului ciclistic Orașul pe bicicletă. Super! Raiffeisen Bank, bicicletele pe care le-am dat noi aici la uzina de dume, reprezentanții primăriei anunță că circulația rutieră va fi închisă pe următoarele străzi, atențiune, Clujul, Iuliu Maniu, Ianoș Boioi, Baba Novac, tronsonul cuprins între străzile Iuliu Maniu și Ice Brătianu, Herman Obert, Gabor și Demarton. Da? Clar? Demarton! Atât! Gata, bun! Avem și câteva mesaje pe ID-ul de mesul zinat de 69. Raluca ne scrie, România este țara în care portofelul coboară cu o stație înaintea ta. Adevărat. Excelent. Super. Ne mai întreabă cineva de concursuri, ce concursuri avem astăzi. Așa mai era, aici un mesaj interesant. M-a întrebat cineva unde am dormit azi noapte. Bună întrebare. Ce-am făcut azi noapte? E bună întrebare. Am fost singur, doar eu cu ea, adică. Atât. Atât? E a ta sau ea a ei sau... Mă rog, ok, bun. Întreabă cineva bine. Bun, bun. Uzina de dume, cine s-a sabără să ascultă. Hey, I'm shuffling. Pe sistemul, piesa asta este hit, Dan Spătaru n-a murit. Hai la lucru! Cei mai harnici oameni sunt și cei mai săraci. Știți pe cine am văzut azi noapte? Pe cine? Pe lângă domnul Ilie Dobre. Așa? Pe Aurel Moldoveanu. Scoate un cover după piesa aia. Fuștoai cu, tu ai sânge de viperă. Excelent, aștept. Deci băiatul ăla, nu știu, el pe el se vede? Pe cum să o se vadă? Că se vede monitor când apare la televizor. E zdrobit rău de tot. Bună dimineața, s-a întrebat legătura telefonică. Dacă aveți ceva important pentru țară, neam și pentru univers în general, Calea Lactee, 0264406342. Și povestea omul el cu ochelari de soare de Terminator că această piesă va fi de referință pentru istoria lui Aurel Moldoveanu. Va fi bună pentru cluburi. Aha. Și a prestat-o. E chiar bună piesa, adică auzi. Și după aia l-auzi pe el cu vocea lui de gay. Tu ai sânge de... Dar nicio, iar văd că nici Aurel Moldoveanu nu-ți place. Dar dumitale ce-ți place? Nu te supăra că insist. Domnule, mie îmi place de mine, domnule. Serios? Știți cum cânt? Dar pe Narcis îl știi? Narcis Răducan? Nu, nu, serios acum. E din familia lui Fuego. Așa e. Aurel Moldoveanu. Da. Și mai grav, da, trebuia să se nască femeia Aurel Moldoveanu. Să nu faceți greșeala. Ia mâna. Nu pune. Vă-l căutam pe Cristian Simionică. Nu știu dacă îl știi. Yeah. Am altă poveste. Dar până atunci am vorbit la telefon cu un ascultător care vă caută. Bună dimineața. Alo. Alo. Nu e nimeni, a plecat. Bun, în cazul ăsta ne ocupăm de Simionică. Bună dimineața, Cristian Simionică. Simionică este o voce deosebită a muzicii ușoare românești până în 1989. Așa, înțelegi? Deci... Da. Ce? Cânta pentru... Cânta și să știi că avea melodie. Cânta pentru... Ce? Pentru Ceaușescu? Nu, domn. Ah, Nu, nici vorbă. Vreau să dăm și videoclipul. Un piculeț direct pe Transilvania Channel TV, Cristian Simionică. N-ați auzit voi? Atunci auziți acum. A, da, maxim total. Haide Clujul, haide Clujul. Și nu uitați, Olimpia Cluj joacă miercuri în Champions League cu deținătoarea titlului Olympique Lyon. Curând informații. Pullover are, e mai frumos decât al lui Petre Roman.
să facem și televiziune un pic, ce zici? Facem! Bani, 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 pe locul 1 bani. Ăsta-i clasamentul de mii de ani, yeah. Viața nu-i ușoară, yeah. Te gândești că mâine vei ajunge. Intrați pe transilvania-channel.ro să vedeți minunăție de videoclip. Ăsta e videoclip, domne! Ăsta-i pulover din flotir. E un fenomen numit corupție. Eu vă propun o lume mai bună. Să ne dăm mâna. Noi să-i risipim, okay. Pentru mult, nu lacrimi și ură. Să ne iubim. O lume mai bună. Solo percuția. Cu toții dorim să-mi vină iubirea. Prieteni să fim. O lume mai bună. Cu toții dorim să-mi vină iubirea. Prieteni să fim. Yeah. Dar videoclip nou, pentru că e vorba de topogane aici și parcuri de-astea moderne, făcute acum, de curând. Ăsta îl bate pe Aurel Moldoveanu, de-l ascultă cu urechea. Vreau să spui că e tare Cristian Simionică. Viața nu-i ușoară, te gândești că mâine. Și rap hip-hop. Cântă pentru casa de pensii? Câte lume, câtă violență, la fiecare pas se trebuie prudență. Unii pleacă afară. Păi dar are un pullover, vreau să spui. Pe cuvânt, deci Petre Roma nimic. Eu vă propun o lume mai bună. Să ne dăm mâna. Noi să-i risipim. Vrem soare mult, nu lacrimi și ură. Să ne iubim. Hai, hai. Să ne iubim într-o lume mai bună. O lume mai bună. Cu toții dorim. Hai să risipim norii. Să-mi vingă iubirea. Fii atent ce chitară are, fii atent! Bagă, Cristi, bagă! Stai care și flanelă peste pullover. Cristian Simionică, preferatul lui Radu din regia tehnică, așa că am ținut să-i facem neapărat o surpriză și vreau să vă spun următorul lucru. După Faithless, la MIDI, va veni și Cristian Simionic. Cu tot, cu pulover? Cu pulover, cu tot. Serios, îi place lui Radu atât de mult piesa? Cristian Simionică, păi da. Nu-i facem o surpriză băiatului? Serios? Mai... Repeat? O lume mai bună! Tu, Radu, să fii! În pace să trăim, norii să-i alungăm! Risipim, mă scuzați! Hai, domnule, cântăm bine, da? O lume mai bună! Dar n-ai pullover, că vă cai cămașă de la Casa Moda, Germania. Dar n-ați văzut ce am pe sub pantalon? Bună dimineața! Aoleu, băieții, mă nenorociți! Adevărul că aveți glas, mă, trebuie să faceți impresar și voi. Și în loc să risipiți nori, mai bine ați risipit traficul greu din oraș. Dar ce sărăcia se întâmplă? A, păi ce nu se întâmplă? Mă, trafic? Până termină băieții ăștia cu traficul... cumpele lor și ne... A, cu, dar trafic greu? Sau da, da, da. Heavy traffic. Hard. Rrr. O lume mai bună. O lume mai bună, da. Ai n-ai văzut videoclipul, că videoclipul e mai tare decât piesa. Era mortal, că eram la volan, că n-am deci vreau să spui că are un pullover Cristian Simionică. Flotir! Da, mi-e simpatic Cristian Simionică, vreau să spui. Nu se purtau astea, mă, că erau la mod, așa, cu gule din ăla, înalt, cu nasture, așa de vreo...
5-6 cm, se bate așa, super. Când mergi acasă, când ajungi de seara acasă, că acum cu capitalismul, pe net repede, Cristian Simionică, o lume mai bună. Vreți să ajungă ca și Lady Gaga pe internet, lăsați-vă așa la 10-5 pe vizualizări acum, nu exagerați. Dacă nu găsești acolo pe YouTube unde cauți tu piesa, pe internet, dă-i acolo eventual, nu știu, așa... pullover din... Flotir! Flotir pullover! Vai, mi-a sâninat ziua, serios. Din Iași e Cristian Simionică, un tip care mi-e simpatic până la urmă. Simpatic, măcar a făcut ceva alții și în Iași am arun... Corect! Altceva. Da, bine, prieteni! Pullovere, hai, sănătate, bucurie! Să fie! Multă, hai, sănătate! Nu vreți să mai... Ce? Dați-o puțin mai tare, domnule, ne cere lumea! Să vingă iubirea, Mișule. O lume mai bună. Și prieteni să fim. Haide, bun. Deci videoclipul face toți banii, în părerea mea personală. Rupe norii, da. Vine vremea bună. La 8:04 de dimineață, cu deșteptare, informare, bună dispoziție. Dar și cu Simionică. Atât și nimic mai mult. Bani, 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 totul e bani. Viața nu-i ușoară, te gândești că mâine vei ajunge doar să speri la o minune. Uite-te. Parcă DJ Boroș din Mărăști. Aduce puțin și a DJ Bobo. Așa. Trage axa, dar costisitoare și acolo viața. Eu vă propun, ce? O lume mai bună. Să ne dăm mâna. Hai! Asta e varianta la Hand in Hand, care era pe vremuri cântată de superstaruri. Eu cred că e la Second Hand. Tare de tot. Cristi Simionică, îl iubesc pe băiatul ăsta. Dacă nu găsiți după numele de Cristi Simionică piesa asta și o căutați acum pe internet, încercați așa. Pullover de căpătat. Exact. Sau dacă nu, intrați peste o jumătate de oră pe Facebook-ul nostru Uzina de Dume să vedeți pe minunăția de băiat. Dacă vă interesează și am văzut chestia asta prin mesajele pe care le scrieți pe ID-ul de mes Uzina de Dume 69, 0744233942 este numărul la care așteptăm mesaje de la voi, acolo unde deja am mai primit câteva. Cineva ne scrie, de exemplu, măi, Doșca din Bonțida cântă mai bine. Ce vorbești, domnule? Doșca din Bonțida? Domnule, ce vorbești? Ia mai dați odată cu ăsta. Lăsați, mulțumesc. Mulțumesc, Nea Pintea, de pe tir. Am înțeles că ne ascultați zis de dimineață, domnule, în tir. Vă salutăm cu respect, domnule, de la Uzina de Dume, de la Radio Impuls și de la Transilvania Channel. Trăiți! Domnul Adrian Pintea, urări de bine din Apahida. Soția dânsului l-a dat în vilea că ne ascultă. Bun! Că bine dispunem lumea, că atmosferă, că deșteptare. Ai altă productivitate dacă asculți Uzina de Dume. Așa și dacă e. Te dă afară, nu te superi. Doamna Alina Sărumana, doamna Alina Pintea și domnul Adrian Pintea, care e pe tir, tir cuman, așa se numește. Da, 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 da. Bună dimineața! Bine, man! Să fie bine, domnul Pintea, mulțumim frumos pentru că există o afinitate electivă între ascultător și realizator. Mă scuzați că am folosit această exprimare goetheană. Să trecem la momentul următor, era să scapă chestii. Așa, vă rog, foarte mult că n-am... am luat-o pe cărări greșită, mă scuzați. O lume mai bună! Stay here, we'll be right back. Uzina de Dume, cine se asamănă să ascultă. Bine ați venit. Mai bună, bună dimineața. Așa, bine ați venit într-o lume mai bună. Uzina de Dume la Radio Impuls și Transilvania Channel TV. Ora 8:16, Ștefan și Mișu și Uzina de Dume. Deșteptarea. Hai, prieteni, hai, bună dimineața. Olimpia Cluj cu Lyon. Olympic Champions League, Women Champions League. Dacă prietenă miercuri de la ora 16:30 la Cluj. Adică mâine. Un meci foarte important. Deținătoarea titlului în Women Champions League este Olympic Lyon. Și băieții de la Uzina de Dume susțin fetele de la Olimpia. Așa cum în general noi susținem Clujul și în general lucrurile bine făcute. Întotdeauna. Așa că avem și invitații dacă vreți să mergeți la meciul de fotbal Olimpia Cluj de miercuri de la ora 16:30 cu Olympic Lyon.
Avem invitații de dat, dragi prieteni, 0264 406 342. Poftiți, intrați, serviți. O să vorbim cu unul dintre oamenii care fac treabă bună la Olimpia Cluj astăzi pe la 9:30. Despre Olimpia Cluj și despre meciul care ne așteaptă pe noi toți, că suntem clujeni, nu? De pe stadionul Chefereului, că aici în Gruia se va juca. Chefereul ia, îi găzduiește și bine face, bine face să ne susținem unii pe alții când lucrurile sunt mai complicate. Așa că succes pentru Olimpia Cluj! Baftă multă, fetele! Hai, Olimpia! Uzina de dume plus Olimpia egal love. Atât. Să fie clar. Pusi. Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața! Cu cine vorbim? Gabi. Gabi, vrei să mergi la meci? Da, bineînțeles. Gabi, ai o invitație la meciul de miercuri de la ora 16:30, Olimpia Cluj, Olimpic Lionez. Hai, Olimpia. Hai, Olimpia, bine zici. Știi unde se joacă, da? Bineînțeles, pe stadionul ACP, la 4:30. Aia e, pe Constantin Rădulescu, doctor Constantin Rădulescu, aici sus, în Gruia. Ai mai fost vreodată să le vezi pe fete așa, live? Live am mai fost, între ce am trecut când se mai antrenau, la Cluzana, pe unde mai făceau la antrenamente. E de mers, da? Bineînțeles. Bun. Atât, meci de Champions League, Women Champions League, oameni foarte mulți vor fi surprinși de ceea ce vor vedea. Da, da. Un meci de calitate. Sunt convins și păcat că nu sunt susținute și promovate cum ar trebui să fie promovată o echipă ca asta de fotbal feminin. Exact, Clujul, cred eu, ar trebui să susțină mult mai mult echipa Olimpia Cluj, dar poate s-o deștepta lumea în final. Sincer, mi-aș fi dorit să joci la deschiderea Arena U Cluj cu Olimpia, dar din păcate da. Nu se poate. Da, 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 da. Era zici, zici ceva. Zice ceva ascultătorul și nostru. Și să câștigi Olimpia. Exact. Dar după să mai prezenta o Cluj Liga întâia dacă-i bătea fetea, e Olimpia. Bună, bună, foarte bună. Rămâi la telefon să-ți luăm datele. Rămâi, rămâi. Bine, pentru meciul Olimpia Cluj cu Olympic Lyonnais, miercuri la ora 16:30, meciul este transmis și pe TVR2. Vizionare plăcută. Mergem și noi la meci, ca să știe toată lumea, clar, să nu mai fie o clar problemă. Pe cum să susținem noi Clujul numai din fața televizorului? Hai, domne, să de aici, de la microfoane? Hai, domne, fiți implicați, că eu așa v-am știu, puțin mai implicați. N-avem voie cu semințe. Nu, domne. Haide, domne. Nu-i voie cu semințe, domne, acolo. Da, vezi? Domne, nu mai insista, te rog foarte. Domne, matale, m-auzi ce spui, să nu mai insisti. Pungă de semințe într-o mână și cu aspirator. Domne, dacă te găsesc jandarmii cu semințe la matale, e mai ceva decât cu aia, cum e care explodează pe teren. Cu petardă? Cu petardă. Păi, dar că semințele le ascund doar dacă mă prind eventual cu aspiratorul, că ăla e mai mare. Domne, și ce face jandarmul? Îți ia semințele, le mănâncă el. Și cu furtunul ce-mi face? Mare grijă, mare grijă! Nu uitați, meci, meci mare! Haide Clujul! Haide fetele! Hai, hai, hai! Pentru că tot e toamnă, sezonul în care se adună frunzele uscate, se tundă tufele, păsărelele calde pleacă în țări fierbinți, un transexual sătul să fie bărbat și a sacrificat singur păsăroiul, omul a scuturat cuibul cu tot cu ouă, cu ajutorul unui cuțit și culmea ciripește și acum, nu păsăroiul, omul. El trăiește bine, mersi, asta evident cu ajutorul paramedicilor care au venit să constate dauna totală. Bărbatului, pardon, fostului bărbat, operația făcută în sufragerie i-a reușit, acum nu mai are păsăroi, are păsărică, e domnișărică. Ta-ta-ta-ta, la mulți ani! Nu ți se pare, Sergiu, că omul ăsta a operat mai bine ca ciomu? Adică nu cu jumătăți de măsură. A tăiat cimpoiul cu tot cu bile, dacă înțelegi ce vreau să spun. Știi că, na, cu ciomu a mai rămas acolo un ciot, un nod, o crenguță, o brusture, ceva. Bun, și vă mai spunem și datele despre vreme foarte repede. E cazul să le aflăm. La Cluj, la 8:21, avem exact în acest moment 8 grade Celsius, maxima pentru ziua de astăzi 26 de grade, 8 undeva spre seară. Ce spuneți, domnul? Ce ziceți acolo? Că n-am înțeles. Am dat și 2-3 grade între timp. Aha, bine. Hai, cu săptămâna de lucru, haideți. Haideți. Vezi că te caută Viorica. Viorico! Nu, 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 nu e Viorica, dar spuneți-mi și mie, cu mine asta păsările calde merg în țări mai fierbinte. Păsările calde merg în țări fierbinți. Așa, și alea călătoare unde merg? În
țări, hot. Ok, super, continuați. Mulțumim. Mulțumim, ok. Mai putem continua, deci avem binețe și acceptul prietenului nostru. Foarte scurt. La 0264406342. Domnule, uite, care e situația? Vreau să spui următorul lucru. Care e situația, domnule Ștefan Alicuroian? Trebuie mers la Gold Bingo, e noul Gold Bingo din piața Mihai Viteazu. S-a deschis acolo un Gold Bingo de la adevărat, elegant, aerisit, special, tăti. Da, e o nouă sală exact în piața Mihai Viteazu la Hală. Se numește Gold Bingo. Ești așteptat pentru câștiguri atractive, ambianță plăcută și premii mai mult decât speciale. Nu rata și dă lovitura într-o lume mai bună. Așa este, vineri ai 3 taloane, sâmbătă 3 taloane. Da, jackpot pentru ziua de vineri 1500 de lei, iar pentru ziua de sâmbătă 1000. Așa că merită să vii să câștigi taloanele și să te duci la noul Gold Bingo de acolo din piața Mărăști, din Hală. Să-ți poarte noroc cartoanele pe care le primești de la noi. Baftă, pentru că te joci, o să vezi că e și o treabă tare elegantă și chiar te fură jocul la un moment dat. Creează dependență pe bune. Noul Bingo, noul Gold Bingo din piața Mărăști la Hală. Treceți pe acolo, e o treabă pur și simplu elegantă, bine pusă la punct. Scaune de-astea ergonomice, elegante, nu de la de lemn. Nu? Nu, 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 elegante, adevărate. Plus sistem de ventilație care te ajută. Exact, să-ți mai aristești creierul un piculeț. Nu vă faceți probleme, pentru că nu-i scump. O să vedeți că e elegant acolo, dar să știți că nu-i scump. Mai găsești un sandwich, mai găsești un suc, mai găsești un alta. O alună, o chiftea, exact. Un biftec. Noul Gold Bingo din piața Mihai Viteazu, din Hală. Spunem, bună dimineața! Alo! Alo. Bună dimineața. Bună dimineața. 3 taloane vineri, 3 taloane sâmbătă. Da. De acord? Da. Bun. Pentru? Hopa. Pentru meciul cu ce? Olimpia Cluj. 3 taloane vineri, 3 taloane sâmbătă. Noi ce concurs facem acum? Tu vrei să mergi în reluare la meci? Nu, cu Hala. Cu Hala, așa este. Dar ce la Hala acolo? Ceva bingo. Cum îi spune? Cum se numește? Nu mai știu. Ok, îți mulțumim, ne scuzi că asta e situația, asta e regula. Nu? Mișule, stai drept, te rog frumos. Mișule, stai drept. Așa că 0264406342 pentru Gold Bingo e concurs. Nu vă relaxează când vă gândiți la băiatul ăla cu puloverul la piesă? O lume mai bună. Încercați, în momentul în care aveți așa o stare nevrotică, dați cu o lume mai bună. Cristian Simionică, bună dimineața. Bună dimineața. Bună dimineața. Bună dimineața. 3 taloane vineri, 3 taloane sâmbătă. Gold Bingo. Ăla e bingo! Unde e? La Hală. În piața Mihai Viteazu. Bravo! Da. Brava, bravo! Brava! Cu 3 minute înainte, nu, 2 minute înainte piața Mărăști. Ai dat greșeală. Înainte să fie domnul cu meciul. Cum ai zis? Ai spus în piața Mărăști. Am spus noi în loc de Mihai Viteazu piața Mărăști? Da, da. A, se poate. Poate am scăpat, se poate în graba dimineții. Trebuie să ne reparăm greșeala piața cu Simionică. Mihai Viteazu! Mihai Viteazu. Erată. La Hală, acolo este noul Gold Bingo. Dar la morții i-au dat. La cine? La morții. Doamne, prieten, dar nu discutăm cu de-asta. Nu. Deci ne înțelegem bine, ne mai ajută, intră în direct, dar nu dăm nimica gratis. Am înțeles. Adică, frate, dar cartoanele-s pe bani. Am înțeles. Vine, rămâi la telefon să vorbim. Baftă multă la numere. Bună dimineață, la 26 de minute. Să știți, domnul Ștefan, eu vă spun la modul cel mai serios. Ce să știu? Râdem, glumim. Da, și plătim. Dar eu mi-aș repara greșeala cu Simionic. Vă rog. Nica Marera, vremuri frumoase, zile frumoase. Beautiful day. Haide, Clujul. Bună dimineața. Bună, bună și deșteptarea, vă rugăm frumos. Hai. O zi de dume, cine să sabără să ascultă. Să te duci la loterie, mai trage un bilet. Exact, s-ar putea să termine biletul mai repede. Vorbim în dodi și în parabole, ne scuzați de dimineață, la uzina de dume. Bună dimineața. Bună dimineața, așa să fie precum spuneți dumneavoastră. Nu vreau să mă contrazic, rămânem prieteni și rămână bună dimineață. Inclusiv cu Simionică rămânem prieteni. Așa este. O lume mai bună. Bun, bun, bun.
Numai bani, 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 bani. Numai bani. Revenim la Cristi Simonică, puțin tel mai încolo, să ne mai liniștim un piculeț. Revenim la știrea asta care trebuie dezvoltată în sfârșit. V-am momit un piculeț, dar vă mai spunem o dată. Titlu: cei mai săraci români sunt cei mai harnici. Și cei mai harnici? Săraci. A? Așa că să nu mai veniți cu texte de la că munciți, mă, munciți, nu? Că mă, vă plângeți. În regiunea Nord-Est, unde populația are cel mai scăzut venit pe cap de locuitor, au fost construite cele mai multe locuințe în primul semestru din 2011 și au fost atrase cele mai multe fonduri europene. De mai mulți ani, județele care formează Euro-regiunea Nord-Est, Botoșan, Vaslui, Iași, Bacău, Suceava și Neamț, apar în statisticile oficiale din România și din Europa ca fiind cele mai sărace din Uniunea Europeană. Cu un venit estimat la doar 4.000 de euro anual pe cap de locuitor, aproape un sfert din media Uniunii Europene, și o rată a șomajului situată mult peste media națională de 7,2%, regiunea Nord-Est pare condamnată la sărăcie pe termen lung. Acum înțelegem noi de ce prin Botoșani femeile beau cot la cot cu bărbații. Așa este. Dar tot din statisticile pe care le avem puse deoparte și sunt și oficiale, reiese că și că în această zonă din România se muncește cel mai mult. Acum adevărul e că trebuie să știi și cum să muncești. Cot la cot. Așa e, trebuie să știi și cum să muncești, cel puțin la capitolul construcție de case și la atragerea de fonduri europene. Locuitorii din aceste județe domină topurile naționale. Ura! 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 Cum se explică, domnule, acest fenomen? Am întrebat sociologi, economiști, experți, pentru că eu cunosc și economiști, să știți. Ilie Șerbănescu. Spun că hărnicia, educația și inteligența nu sunt împărțite pe teritorii geografice. Serios? Eu cream că numai la Nardeal suntem cei mai... Uită-te la serie. Dar din zonele sărace au plecat cei mai mulți români la muncă în străinătate, iar nevoia de locuințe este mai mare în Nord-Est. Așa se face că aici s-au și construit cele mai multe case cu bani trimiși acasă de cei plecați peste granițele țării. Rețineți acest titlu a informației pe care am primit-o de dimineață: cei mai săraci români sunt și cei mai harnici. Că săracul din puținul lui domnul... Hai mă, gădeți să fiu șmecher, lăsați-mă, lucrez. Lucrez, pierd vremea, tăticu. Ăla săracul din puținul lui își cumpără machiul 7, n-are pretenții mai ridicate. Serios? A ce-i? Pe cuvântul... Eu am stat pe Champs-Élysées, știi câți bani am făcut? Aoleu, ce melodie era, da, 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 bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața! Măi, ești lăudat pe băiații aici până Suceava că-și fac căsă-ți bun la căs din ce? Căs din chirpici? Nu, 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 nu. Din Suceava, din Cocen de Porumb. Acum no, mai nou. Mai nou au descoperit, cum îi zice mă la asta, că am uitat. Ia de bălegar, de bălegar. Da, un fel de ciocălău, de porumb. Da, ce zic, că iau niște căs cât e plouă, bine, îi duce cu tăcu casă. Astea noi care au, și că au pus și ciment, îmi pare rău. Da, da, pe la da, colțuri, da. Atât. Am văzut eu pe acolo cum e. Și că au pus și ciment, că au găsit și ciment. A, s-ar putea. Na. O zi bună. Să fie bine, servus. Mulțumim. Lasă că acum au trimis bani din străinătate și au făcut băieții treabă bună, casă bună. Două niveluri, că eu căutam acum pluralul corect, că nivel e altă poveste. Dă-le încolo două etaje, mai departe. Exact, mai departe, zi de timp. Dom'le, stai că vrei mai departe, spui eu mai departe dacă vrei mai departe. Mamă, dacă vine Simionică, așa. Mi-am luat poziția de dans. O lume mai bună. Apropo, așa. Dacă ați observat cum dansează Simionică, nu vi se pare că e dansul pe care îl pun în scenă de obicei persoanele de la contabilitate în momentul în care sunt la team building sau în momentul în care au vreo întrunire? Deci se dansează așa puțin, deci, de pe stângul, pe dreptul. Vreau să spui că deja... Ola, ola, e toate, toate birourile de contabilitate din Cluj te-au luat la vizor. Sună de la contabilitate sau ce sună aici? Cu contabilitatea nu te pune rău, te rog frumos. Bun, atunci celelalte, restul. Există un dans așa la un moment dat, așa de cu o fandare de pe stângul pe dreptul și cu mâinile așa și te uiți din stânga în dreapta. Și mi-e și din cap un pic. Da, asta când nu se dansează meniaito. Atunci când e meniaito, nu mai contează, deci, când ești de supărat. Să dansezi meniaito trebuie să fi băut cel puțin vreo 3, 4, 5 litri de vin. Păi roșu. Că bunica la 6 dansează de rupe pingelele. Acum mai aveau și 34 de minute. Aveți ceva pus deoparte acolo? Că dacă nu vorbim despre testarea stadionului. Avem despre Oana Roma. Oh.
știre grea? Dacă vă întrebați ce mai face Oana Roman, fata lui Petre Roman, omul cu pulloverul, aflați că fata cea mică, asta ca vârstă, nu ca și latitudine, a fostului prim-ministru Petre Roman, continuă cu rad de slăbire început acum 2000 de ani, la mulți ani. Gogoașa a fost văzută recent ieșind în miez de noapte cu mai multe sacoșe pline cu mezeluri, semn că dieta pe care o ține chiar funcționează. Zarzavaturi, pătlăgică, nu? Mezeluri. Ah, mezeluri. Știți, Sergiu, tu poate știi. Te întrebăm pe tine. Cunoști, ai habar de vreo rețetă, o cură de slăbire bazată pe cârnați? Pe lebăr? Leberwurst, eventual. Cum ține cură de slăbire fata asta? Păi poate să fie că, cum să spun eu, salamă din, cum îi spune, soia. Și atunci ai altă poveste, domn. Da, după etichetă, paparații spun că, domnule, era... Era de la, de la. Dita mai salam. De la uscat. Adică... Da. De la săsesc. De la Cristin. Săsesc de la Cristin. Ce zici, Sergiu? Este dietă disociată. Într-o zi... Bă, disociat ești tu, mă. Într-o zi... Vorbește frumos la radio. Macarne? Rețetă disociată, spune operatorul nostru Sergiu. Într-o zi mănânci doar carne. Pui zburați? Execuți? Tare, asta îmi place, dieta asta. Bine, dar nu exclus Oana Roman să-și ia pui, da? Să meargă cu ei și cârnații și lebărul și ce mai ai apă acolo, așa? Tot abatorul, să urce în casă cu mezelurile, să le pună pe masă, să-și prăjească o felie de pâine și să spun așa cu gura plină, v-ar mânca mama, dar nu mai are înghețat-o. Oh, mai am niște frișcă în frigider, stai să vă ornesc cârnaților. La 2 litri jumate găsești înghețată la oblei, la Kaufland. Și dă și cârnați? Da, linguriță. Da. Cum ar fi să se vândă bonus? Pe post de spatulă, în înghețat, un cârnat. Fata are poftă de mâncare, domnule, asta înseamnă că e sănătoasă. O, Doamne! Că e sănătoasă dacă are poftă de mâncare. Sau poate așteaptă sfârșitul lumii, vrea să îl întâmpine cum se cade pe uragan. Poftim, intră la masă, ți-am pregătit un cârnat. Uraganul nu te ia pe sus în cazul ăsta. Oana Zăvoranu a avut dreptate când a spus. Cartea preferată a Oanei Roman e cartea de bucate. Bună dimineața! Bună dimineața! Nu, vezi, v-am zice și eu bună dimineața, dar nu pe cred că-i. De ce nu-i bună? Ce s-a întâmplat? Chepas. Păi dacă am lucrat de azi noapte. Păi dacă ai muncit înseamnă că n-ai avut timp să câștigi. Păi aia, că cine lucră n-are vreme să câștige. Asta e adevărat. Trebuie să ai grijă. Da. Trebuie să ai grijă, spun. A fost o noapte productivă? Poate pentru alții. Pentru mine aștept să vină ziua de plată, să vedem. Să vedem dacă e adevărată sau nu. Opa. Ce vrei să mai completezi? Pentru colegul care a spus cu Suceava, cu căsle din Cărpici. Aha. Dacă înainte să comenteze mai de o tură pe-n țară și după aia mai vadă cum stăie lucrurile. Domnule, frumos ai zis. Începem să credem că ai legături directe cu zona respectivă. După cum vorbește, nu prea. Nu, nu. Am fost la zăpadă pe Tihuț azi iarnă și când era vremea bună, mai dădeam și noi câte o tură să vizităm zonele. Corect. Dacă tot am fost prin zona respectivă. Știi că e o zonă tare frumoasă și căți frumoasă, mansarde, cu etaj. Alaltăieri cu Mișulică lăudam Iașu pe un oraș care ne place. Mă rog, poate nu-i dezvolta ca și Cluj, adevărat, dar e un oraș frumușel și interesant, la urmă urmei. Da. Chiar și Suceava a mai fost, nu? Ca să mai... Piatra Neamții, Moldova, cumva? Da, Pietricica. Ștefan. Da, să știi, nu te plânge că lucrezi noaptea, că tu ai spus cu gurița ta foarte frumos acum. Că ai fost undeva la munte acolo, la schi, la ce? Te-ai dat cu sacul sau? Să dea zăpadă de o parte. Da, cu lama pe drum, să dau zăpadă la o parte. La Tihuța. Nu-i rău deloc să știi, cine ajunge la Tihuța... Da, am fost și la schi și era să o iau ca și găinușă. Nu ca voi, ca alălaltă, da. Vezi ce îi dorești cu îi dorești. Ai grijă. Bine, Pietre, care va să zic că moldovenii au descoperit și ei cărămida, zici tu. Da, da. Sigur că da, și să nu fim răutăcioși la urmă, urme că nu ne stă foarte bine. Nu, avem o țară foarte frumoasă și trebuie să ne mândrim cu ea, nu s-o hulim. Știm, corect. Acum, știm. De conducere proastă, e partea a doua. Nu există, domnule, conducere proastă, domnule, vezi de treabă, închide telefonul acum, domnule. Pardon, slabă, scuză-mă. Așa, domnule, zi așa. Zi cum trebuie. Mulțumim adică frumos pentru... pentru noi, că bună pentru ei. Aici arăși, tu numai lucruri bune zici. Una caldă, una rece. Bine, îți dorim toate cele bune. Ne-a bucurat intervenția ta. Numai bine, sănătate. Să fie bine, să fie bine, 8:39 de minute. Mă ocup, după cum se poate vedea. Ce desenați acolo? De state de plată. Aha. Care cât vrea, ziceți. Bun, zic. Dar noi... Tu ce vrei, mă? Sergiu deja ridică mâna. Tu ce vrei, șaorma, ce vrei?
cu maioneză și cu de toate și cu roșii? Exact. Bun, pe tine te trecem cu o șaurma. Exact, eu vreau 7 Eugeni. 7 Eugeni, ca bonus, ca Ștefan. Bonus. Da. Exact. Cacao cu... sau vanilie? Poftim? Cacao sau vanilie? Aia e Mila cu cacao de la Mila. Ia cele mai scumpe, exact, că nu sunt de la noi. Poftim, Sergiu? Cu ce? Salar dublu. A, el vrea salar dublu, eu aș vrea niște cămăși. Așa, așa. De unde? De la Târnava, Sighișoara sau de dincolo? Sighișoara, outlet, Albești. Braiconf, avem ceva înțelegere cu Braiconf. De acolo niște underwear. Așa, așa. Bun, se rezolvă. Treceți în cabină, vă rog. Bun, hai la probă. Haide! Stay here. We'll be right back. Uzira de dume. Cine se sabără, se ascultă. Out of your business. Excelentă piesă cu Raluca, Out of Your Business, de la Cluj, pentru toată lumea, vă rugăm frumos, Uzina de Dume cu Radio Impuls și Transilvania Channel TV. De găsit și pe radio-impuls.ro, acolo unde avem pentru voi tot felul de bunătăți, avem topul, mai avem niște ringtone-uri pentru ca telefoanele voastre să sune într-un mare fel. Așa, avem și program TV, avem și poze, avem tot ce vreți voi, așa că intrați pe radio-impuls.ro. Uzina de Dume! Bună dimineața! Bună dimineața! Bună, 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 bună dimineața! Gata, am aflat și când e mare petrecere, mare acolo. Așa, așa, trebuie spus că la timpul potrivit o să dăm o invitație pe de două persoane la unul dintre cele mai tari cluburi din Europa. Da, la Midi. Club Midi din Cluj, unde va veni Faithless, de la timpul potrivit. Rămâneți cu Uzina de Dume și, în general, cu Radio Impuls. Faithless e băiatul ăla, God is a DJ. Pe cum, mă, da, și ăla care cântă cu Dido, mă, aia, cum îi zice, One Step Too Far. Înțelegi? Da. Asta. Cu vocea simpaticei Daido sau Dido, cum vrei tu. Poate aduci și pe Dido ca surpriză, bonus. Serios? La pachet? Dar cum crezi, matale? Avem o invitație de două persoane la Club Midi, dacă vă interesează. Vine Faithless. Pe 7 octombrie, vineri. Foarte important, un spectacol de luat în seamă. Așa că dacă sunteți dispuși și aveți stare de spirit, merită să vă aventurați într-un spectacol, cum nu vedeți, toată ziua. Super show, super atmosferă. Așa este, cu un line-up impresionant acolo la Club Midi, care oscilează de la minimă la drum and bass, de la veterane curentului până la cele mai hot new entry-uri. De azi cu un sistem de sunet pus la punct de Function One. Mie îmi plac luminițele care, paradoxal, chiar dacă luminează, ți lasă totuși așa o intimitate. Așa, pe locul 25 în topul cluburilor din lume. De specialitate. Club Midi, și vreau să-ți mai spui ceva, pe lângă faptul că sistemul de sound poartă semnătura producătorului britanic Function One, există și o desfășurare video senzațională la Club Midi. Da. Au făcut oamenii ăștia dintr-o fostă fabrică de pită un club senzațional. Știi cum e clubul ăsta acum, Ștefane? Pita lui Dumnezeu, mă. Mă rog, dacă să-ți explic mai intelectualizat un piculeț, că văd că faci jocuri de cuvinte de dimineață. Da. Design contemporan, accente de design contemporan regăsite în wall art-ul de acolo, tăticu. În wall art-ul? Da. Ma... Ce ziceți? Asta a fost la temelie dată. Păi dacă îți vorbesc și de high-end... Uai, de mine! Dacă îți vorbesc de studio and visual și despre, cum să-ți spui eu, studio and visual... De două ori studio and visual, dublu studio and visual și da, tot da, ce e posibil, pentru că băieții au posibilități. Au! Poate ne adunăm și noi și mergem acolo. Musai să-l vezi pe Faithless, că nu-l vezi toată ziua. Nu, nu. La Club Midi din data de 7 octombrie, n-ai cum să-l vezi toată ziua. E destul de întuneric. Numai seara vine. Bună dimineața. Bună dimineața, domnilor. Pentru ce ai sunat? Pentru să vă zic două faze. Ia zi. Voi ați mai văzut cartofi varză? Cartofi varză? Stricat sau? Cum? Stricat sau cum? Adică niște cartofi varză? Nu, a fost în urmă cu o săptămână la Timișoara, pe zona aia pe acolo. Da. Și într-o comună lângă Timișoara era la o portă pusă tablă cartofi varză. Cartofi varză. Acum am priceput despre ce este vorba. Bun, ai cumpărat? Nu, că dacă-s varză, cum te cumpăr? A, am înțeles. Mai avem noi acum pe Transilvania Channel sau Transilvania? Da, spune. A doua problemă. La un magazin foarte renumit din Cluj, poți să zic ce probleme are? Poți să zici, de ce să nu? La Iulius Mall, la subsolul, este un pet shop pentru animale. Ce e? Un magazin cu mâncăruri pentru animale și vin de animale. Așa.
și am fost în urmă cu vreo două săptămâni. Eu am doi porcușori de Guinea. Așa. Să iau niște mâncare de acolo la ei. La un moment dat, când se iau punga cu mâncare de pe raft, în ea le prinde gârgărița. Aha. Erau gârgărițele sosite la mol? Nu, în pungă, în produsele care le vând ei. Mm-hmm. M-am dus la casă, i-am explicat frumos, a venit, da, le-o călea de pe raft. M-am dus după o săptămână să iau aceeași problemă. Și? Și, o să le zici, că a zis că șefa lor nu zice nimic. Păi tu știi ce scumpă e o pungă cu gârgărițe? Știu, dacă te apuci la ele, nu mai scade de grabă. Păi vezi? Bun, s-a auzit, îți mulțumim de atitudine. În regulă. Toate cele bune, să fii sănătos. Plus poza pe care avem noi pe Facebook. Apropo, că să continuăm povestirea asta. Ce vreau să ziceți, domnule? Mă tot gândesc, gărgărițele în mall, mie mi se pare fascinant. Da, și-s chiar simpatice. Nu, am observat și gărgărițe galbene și roșii și negre și... Apropo de mall-uri, magazine, și... supermarketul, avem o informație extraordinară. Un afiș pe care l-am primit de la prietenii noștri care ne ascultă din România în general. Nu ține de Cluj, vine de undeva din nord-vestul țării acest anunț. Vine exact de acolo de unde a văzut prietenul nostru cartof varză, din Timișoara, parcă. Da, exact. Din zona de vest. Exact, de acolo. Iată anunțul pe care îl vedeți pe Transilvania Channel TV. Din păcate, păcate... Băi, puneți cerculețul ăla pe ecran. Din păcate, nu putem să exprimăm radiofonic ceea ce se vede. Ce s-a speriat, Radu? În loc de apă, treceți un 15. E pulpă, domne, ce te-o povestiți, domn? Gulaș din pulpă de porc. Care povestea? Care? Cui a fost foame acolo? Da, serios? Ce vă speriați, domne, așa? Tu ții degetul acolo pe... Serios, ce vă speriați așa, domne? Că e vorba de pulpă de porc. Ne închide ăștia așa în drămaua. Intrați pe Facebook să vedeți exact afișul mai detaliat, eventual că s-au speriat din regia tehnică. Apropo de cartof varză, de pulpă de porc. Exact. La un moment dat mai văzusem un afiș la un magazin cu articole pentru copii. Vindem, încerc să-mi aduc aminte, vindem scăunele pentru copii din lemn. Da, da, mi se pare corect. Pinocchio. Aia-s copii cu minți, mă, aia-s copii cu minți. Copii cu minți. Gulaș din pulpă de porc. Netul 10,79, iar brutul 12,84. Cu TVA inclus? Cu TVA inclus, că se include asta, de obicei se include. Feliat? Intră pe Facebook-ul lui Sina de Dume și vezi exact afișul că pe Transilvania Channel doar o secvență scurtă a dat cât ai clipi. A fost un flash. Exact. De ce nu filmezi mai mult, Sergiu? De ce nu dă să radu mai mult secvența asta? A, tu vrei să prinzi paltonul în funcție? Bun, bună dimineața, 4 minute până la ora 9. Nu uitați de meciul Olimpia Cluj cu Olimpic Lionez, deținătoarea titlului la Women Champions League. Miercuri de la ora 16:30, sus în Gruia. Elevii și studenții liberi. Pe baza carnetului de absențe. Așa este. Mai departe, domnul prezentator, ce ați pregătit pentru emisiunea de astăzi? Nu uitați de nunta importantă pe care vă o oferim noi și prietenii de la Royal Gala. O nuntă de 5.000 de euro, pentru asta e foarte simplu. Trebuie să trimiteți o poză cu voi, evident, cu partenerul sau partenera, niște date de contact, plus câteva rânduri cu o scurtă descriere pe e-mailul nunta@radio-impuls.ro. Nuntă adevărată, 5.000 de euro de la Royal Gala, prietene. Ai reținut ce trebuie să faci? Schema e simplă. Exact, dacă nu, citești regulamentul de pe site-ul nostru radio-impuls.ro. Nunta de 5.000 de euro. La banii ăștia merită să te legi la cap. Merită, merită. Pe urmă să te dezlegi. Așa că succes celor care participă la acest concurs. Deja s-au înscris mai multe, cum să spunem noi, perechi. Așa că baftă celor care s-au înscris și baftă celor care se vor înscrie în continuare. Nu uitați, nunta@radio-impuls.ro. Acolo așteptăm materialele de la voi. Și foarte important, fiecare pereche care se înscrie în concursul ăsta primește garantat un premiu. Așa că succes, să fie bine! E mare tăvălug astăzi pe prima pagină ziarului Cancan. Poate că unii dintre voi deja l-ați răsfoit puțin. Noi vă spunem în tăvălug caz... sau tăvăleală? Tăvălug. Ah. Tăvălug, răzbel. Nu știu, tăvăleala mă interesează. Avem și cu tăvăleală. Puțin în pagina a câta. Era, este și tăvăleală. De obicei și pe pagina întâi era tăvăleală. Astăzi se tăvălește, dacă vreți, să fie și cu tăvăleală. Bianca Drăgușanu apare într-o ipostază, un fost prieten de-al fetei a dat celor de la Cancan o poză. A scos poza de pe calculatorul lui și a dat-o? Da. Serios? Na.
Așa, cât a scos? Nu, bă, de pe urma Bianca e multă lume scoate bani. Foarte multă lume. Bună, fata, să știi că ar fi o investiție bună. E o coboară la casa omului. Spuneam că pe prima pagină în Cancan apare o poză furnizată jurnaliștilor de un fost iubit de al Biancăi. În poza respectivă, Bianca apare sugând o banană cu prezervativ pe ea. Ce spune Bianca vis-a-vis de această ipostază, această poză? Eu sunt în poză, ce e drept, aveam 16 ani, dar imaginea este trucată. Prezervativul a fost tras în Photoshop. Aha. Nu rulat. Bun, bun. Și dacă ai pus o poveste de aia pe banană, care? Că te prostești la 16 ani. Vezi, doamne, ea a ajuns acum o doamnă. Și nu se cade, nu se face. Adică tot trecutul ei trebuie să fie impecabil. Nu dă bine și din cauza bananei care era din insulele Capului Verde. Nu se acceptă această povestire. Bine, pe undeva e normal și a făcut bine ce a făcut Bianca Drăgușanu. În sensul că trebuie să te protejezi când mănânci banane. Pun negri laba pe ele, exact, domnule, tăticule. Lasă-mă să spun. Exact, și atunci trebuie luate măsuri în felul ăsta. Hai, domnule, nu ne-am prostit și noi la 16 ani în fel și chip. Bine că nu știe lumea ce făceam făcut. Trebuie luate măsuri? Lasă, că asta a făcut și Bianca. Dacă o să ajungi tu vedetă, cam înțelegi că te muți la Fir FM. Dacă o să ajungi tu vedetă în Gheș, atunci să vezi cum apar pozele cu tine, Mișule. Eu spui. Partea bună, acum câteva zile chiar mi-am dat seama. Nu mai sunt poze cu mine de când eram mic și... Ar fi cazul să apară. Da, bun, foarte bine. Bianca Drăgușanu, pe cum vă spuneam, face toți banii. E o salată de fructe. Da, iar am înțeles că se testează, s-au scris ziarele de Cluj și nu numai cele de Cluj, se testează terenul Cluj Arena. În fel și chip. Că mi-ai tot spus, băi Ștefane, nu știu, în fiecare noapte a prins nocturna pe Cluj Arena, cred că pregătesc oamenii ăștia ceva tare. Săptămâna trecută, miercuri sau joi, erau aprins într-adevăr luminile. Așa că presa locală a dezvăluit de fapt despre ce este vorba, o miuță. Ca între prieteni, o țurcă. Alin Tișe, președintele Consiliului Județean, joacă amicale pe stadionul Cluj Arena. Data viitoare închem și familia și bunica de 75 de ani. O, super, să dea o șurță bunica. A zis președintele Consiliului Județean Cluj Alin Tije și apropiații acestuia joacă aproape seară de seară meciuri amicale pe noul stadion de 5 stele al orașului. Mamă! Situația a fost dezvăluită pe fel de fel de ziare din Cluj, pe bloguri și așa mai departe. Zice că i-au testat de fapt terenul. Mă gândesc bine că n-a făcut înainte de partida cu Franța domnul Oprescu. Exact. Nu mai găseau băieții stadionul bun de joacă. Așa e, la partida de vineri seara mai participat fel de fel de alți oameni. Avem noi stadionul în proprietate. De ce mă întrebi pe mine? Zice cu pronume de politețe președintele Consiliului Județean. Nici nu mă așteptam să folosească alt pronume, având în vedere că a făcut ce a făcut. Ar fi până nu e gata stadionul, constructorul poate să facă ce vrea, poate să-l testeze cu cine vrea. Stadionul este în administrarea constructorilor și ca atare, până când îl predau, au libertatea de a face tot ceea ce doresc, de la meciuri de fotbal la testarea nocturnei. Președintele Consiliului Județean, dacă este invitat, participă. Poate să-l testeze cu cine vrea? Cu cine vrea, cum vrea și așa mai departe. Asta e treaba constructorului, da, care înțelegi. Bine că n-au invitat-o la țurcă și pe Balina Plugaru. Vă dați seama cum așa era plugul băgat prin gazon? Păi, Alin Tiș a refuzat să spună dacă a participat și la alte meciuri amicale pe Cluj Arena, spunând că acestea nu au fost meciuri. Au fost testări de gazon, ceea ce cu totul și cu totul altceva. Și a mai fost un domn acolo. Da. Un tip așa mai înalt. Mai mulți. Dacă îl întorci cu fața spre gazon, scoți cartofii cu nasul lui. Bă, nu fi rău. Dar nu sunt. Te rog foarte mult. Dar nu sunt, domnule. Îl cunosc pe omul ăla. Dar nu sunt rău. Ba, ești rău. Am spus exact ce s-ar întâmpla și cu bine. Am și o nasumare. Treci la colț. Am vorbit exact ca și în clubul năsoșilor. Omule. Nasoilor, sau cum se spune. Dar nu ne-am înțeles că așa o să vorbim. Dar asta am pregătit-o altfel, discuția asta. Așa au pregătit și intrarea pe stadion. Nu fi rău. Ți-am spus că nu mă leg de cum arată lumea. Te-am mai învățat lucrul ăsta de 1000 de ori. De aia te-am adus la televiziune. Să ai o carieră bogată, domnule, desfășurare deosebită. Stați puțin, uitați aici. Lasă, tată. Îl vezi? Nu te mai lăuda să creadă fetele că cine îl știe. Vezi?
Domne, lasă-l te mai lăuda să cadă fetele, că cine știe ce lucruri nu deci, tu cum. Eu când am spus asta, am spus-o în primul rând prin prisma faptului că eu conștientizez, sunt împăcat cu ideea că eu am un anou foarte mare. Da, da, știu, știu. Lasă, nu te mai lăuda. Dar ce mă deranjează mai mult, mă deranjează faptul că acel personaj, am citit ieri câteva forumuri și câteva discuții pe mai multe site-uri, e obraznic. Mă, omule. Ho! Aici trebuie să-l cenzurez, îmi pare rău. Ho, să spun el animale, prieten. Deci, ho! Asta e ca și aia cu Duduie. A fost coleg cu omul ăla. Nu ne legăm de colegi, de breaslă, de povești. Atât. Las-o. Acum povesteam altceva, că mi-ai stricat știrea. Să vă spun ce am citit. Care va să zică, au testat oamenii stadionul și cu asta basta, asta a zis și constructorul. Oricum, ce mai zis Nea Alin, data viitoare voi fi chemat, îmi voi chema și familia și pe bunica și are 75 de ani ca să profit de, banii clujenilor, de gazonul plătit din banii clujenilor și ca să aveți voi subiecte de presă și mai piperate. Clar? Auziți cum sună asta, declarație? Aiurea sună asta, chiar asta putem spune că sună aiurea. Pe banii dumneavoastră. Exact. Asta e ca și plăcuța aia, că de acolo cred că... Ironia aici, da, mă rog, trecem aveți peste. Grijă că veghem asupra voastră și aici sunt banii dumneavoastră. Exact, exact. Unii dintre acționarei ACI, cei care construiesc stadionul, a declarat pentru Știri de Cluj că meciul a fost organizat de firma constructoare și invitația a venit din partea constructorului, clar? Da, și am primit, apropo de clar, un SMS. A plătit personajul partida? Clar? Nu. Logic că n-a plătit chiria pentru meciul respectiv. Da, da, sărăcia. Stadionul, a început meciul, e deschis oficial, nu? Sau a fost neoficială partida? Testări de gazon. Dumnezeule. Testări de... Și să te mai alegi de cum arată oamenii, bine? Atât. Te rog foarte mult. Ai că astăzi vă înțeleg. Deci după ora 10, vii la un curs 2 CVL. Așa. Și rezolvăm. Mă uit la Sergiu acum puțin. O, nici cu tine nu mi-e rușine să știu. Bine, dăm o invitație la meciul de fotbal Olimpia Cluj cu Olympique Lyon. Women Champions League, dragi prieteni, miercuri de la 16:30. Așa că dacă vă interesează, poftiți, poftiți. Meciul este transmis pe TVR2 în direct la ora 16:30, normal, la cât începe. Meciul se desfășoară aici, în Gruia, pe stadionul Dr. Constantin Rădulescu. Fetele se duc să joace fotbal acolo și nu să testeze gazonul ca alții pe NV, noaptea, la lumina lămpașului. Nu mai fi supărat. Nu mă, dar mă enervează o chestie, dar... Lasă! Ajunge! M-am ajuns să-l și cenzurez pe Mișu, ce sărăcia. Bine, cu un cuvânt din patru litere ce începe cu P, se termină cu L, adică... Pilă, domnule, ce ai de râs? Exact, domnule, că cu pile se rezolvă povestirea. Ia la, ați auzit reacția? Da, numai la prostii fantastic, se fantastic ești, băi băiatule. Bună, s-a întrebat legătura telefonică 0264406342. O invitație la meciul de fotbal Olimpia Cluj în Women Champions League cu deținătoarea titlului Olimpic Lionez. Mâine la ora 16:30 pe Grui, aici, sus. Îi mai întinde niște capcane lui Sergiu. Elevii și studenții au gratuitate la intrare, așa că merită să vedem un meci, zicem noi, interesant. Va fi spectacol total. Fetele sunt pregătite, victoriile pe care le au foarte sănătoase până momentul ăsta, la scoruri, vorba aia, recomandă meciul ca fiind un adevărat show. Așa este, bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața, bine ați venit pe la noi! Bine v-am găsit! Pentru concurs, da? Da, da! Bun, întrebare! Cine joacă, unde, când? Olimpia Cluj cu Olympic Lyon, mâine la 16:30 în Gruia. Așa este. Perfect. În Women Champions League. Și iarăși. Olympic Lyonez este deținătoarea titlului. Da, da. Felicitări, aveți o invitație. Mulțumim. Mulțumim și noi pentru că ascultați Clujul. Spunem încă o dată în gura mare. Bună dimineața! Stay here. We'll be right back. O zi de dume, cine să sabără să ascultă. De nou, scârți? Uzina de dume! La ora 9:17 cu scârți, cu tot! Bună dimineața, bună dimineața! Bună dimineața, la uzina de dume, Ștefan și Mișu, directorul sportiv al Universității Cluj, Nea Felix Grigore, a glumit pe seama condiției fizice a jucătorilor care au evoluat pentru sănătatea Cluj în 16-imile cupei României.
De ce? Mă uitam la meciul de cupă jucat de Steaua și mă gândeam la un moment dat că m-aș fi putut legitima și eu la sănătatea, văzând cum arătau unii jucători de la echipa din Cluj, a spus Nea Felix Grigore. Nea Felix, hai să ne înțelegem acum un pic, că băcăma tale nu înțelege despre ce este vorba. Pe mine nu mă provocați, că eu sunt montat. Da, văd că ești încă incitat. De-aia zic un pic până zic două vorbe, după aia puteți să reveniți. Domnul Felix Grigore, este director sportiv la Universitatea. Ok, deosebit minunat. Dar vreau să vă spun următorul lucru. După ce au jucat în Cupa României oamenii ăștia, a doua zi la 6 dimineața s-au luat la serviciu să câștige un ban. Mă înțelege neafeli, adică miștou. Când facem miștoc, facem un miștoc adevărat, nu așa ieftin. Mă înțelegeți? Asta zicem noi. Oamenii ăștia sunt chiar de admirat de la sănătate, că oamenii ăștia joacă din plăcere. Pot să-mi suflec mânecile să-i dau drumul? Da, drumul. Bun, deci foarte simplu. Da. Nu trebuie să o spui, trebuie să o faci. Și anume? Să te înrolezi la sănătate. Da, să joci, să bagi acolo pe gratis și a doua zi la ora 6 să te duci la serviciu, încarge, scargi vagoane, te duci taximetrist, te duci la școală profesor, la ora 6 de dimineață, înțelegi? Dacă ești dispus, dacă nu, lasă-o ușor, ce sărăcia ei miștocăreală ieftină. După meci, mulți viteji se arată. Sigur că da. Foarte simplu. Sănătatea Cluj e una dintre, dacă nu cumva, cea mai simpatică echipă a Clujului. După părerea noastră, Păglișan. Pentru ce simpatic era acolo la Buzău, că și-a făcut fan la Buzău portarul Păglișan, domn. Da. Serios? Căminul cultural ar putea să-i poarte și numele, că sunt, e foarte bine primit Păglișan în Buzău. La Victorie, sănătatea, 3 mici o bere la Victorie. Poftim. Sănătate. Nea Felix Grigore, ce sărăcia tăticul. Lasă-o ușor, ce... Făma tale e mișto de Steaua, de Dinamo, de... Erau... De Rapid, nu, că se supără Mișu. Atât. Erau doi termeni în fotbal, cum le zice? Cum? Fair play sau... Aoleu. Lăsați. Parcă UEFA Media incita poporul spre fair play, atât suporterii cât și patronii și așa, directorii de echipe. Da, mă rog, în fine. Sigur că da, acum tocmai de sănătate ne-am găsit să facem noi miștoc. Păcat. Păcat, da, păcat. Da, mă rog, și cu simțul umorului lucrurile sunt mai complicate. Mă rog, bună dimineața. La firul ierbii, bună dimineața. Deșteptarea, vă rugăm frumos, de la Cluj. Organizația Mondială a Sănătății pune sare pe rană și zice: sunteți săracii săracilor din Europa. Cine, românii? Da. Pe scurt, canci, salarii, ioc, pensii, autostrăzi, Nexam. Da, vă place băutura? Cum îi place gândacului de Colorado, am idonul din cartofi. Acum o pahar de vin roșu, mă scuzați, și-o fi chiar așa de lăpădat. Pe scurt, Organizația Mondială a Sănătății zice că suntem printre cei mai bețivani oameni de pe planetă. Despre cine vorbește? Despre români. Păi bine, dacă e cu mormântare, domnul dragă, eu vă spun foarte sincer. Așa. Când e cu mormântare, noi bem de supărare. Cine mai plătește gazul la iarnă? Așa. Pe urmă, dacă e cu născătoare, să naște un copil, noi de bucurie bem alocația. A. Care e problema? Că așa ajungem pe primul loc, dar măcar suntem acolo, campioni. A. Campioni tot trebuie să fim la ceva. Dar de unde vii acum? Ce-ți pasă? Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața, Dani sunt. Servus, Dani, bine ai venit! Domnul ăsta să facă mișto de Astra 2. Bine zici! Bine zici! Bine, tocmai de sănătate așa găsit și el, să zic. Da. Ok, eu zic că sunt centru și poliție. Unde? Unde? Pa. Sunt centru și poliție. Poliție în centru, pa, să n-audă poliția. Un pic trebuia să-l mai ținem. Salutăm echipajele de poliție din Cluj, care încearcă să-și facă treaba în orașul nostru. Să trăiți! Trăiți! Dacă mai aveți alte... la treabă! Dacă mai aveți alte informații utile, vă așteptăm. Dacă vreți să comentați o știre, de asemenea, vă așteptăm pe ID-ul de Mesuzina de Dube 69 sau printr-un SMS la 0744-233-942. Să fie primit telefonul, sună, bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața! Marius la telefon! Servus, Marius, bine ai venit! Salut! Informația din trafic... Te rugăm? Banți, lângă mall și lângă biserica ortodoxă. Unde? Sau băieții. Pe dorobanți. Dorobanților lângă mall-ul ăla de acolo. Da. Bun. Marius, mi-ai primit spălări auto, așa e? Spălarea auto n-am mai primit. Hai, Marius, să facem o spălare auto de la Nova Star, de pe Câmpul Pâinii. Bine, mersi. Marius, vii la secretaria și ți-ai talonul pentru o spălare interior-exterior. Bine, mersi. Noi îți mulțumim pentru informații, pe dorobanților la mall. Poliția, atenție, Achtung! Drum bun în continuare alături de uzina de dume. Așa este, așa este. Cine la telefon?
Toată lumea sună la telefon de dimineață. Foarte bine. Nu ne deranjează deloc, dimpotrivă, ne bucură. La ora 9 și 22 de minute. Ce ați văzut acolo de voi? Uitați așa. O știre cu Bianca Drăgoșanu. Ea face săptămânal 850 de kilometri ca să-l vadă pe Cristea. Feriți de ochii lumii, Bianca și Cristea petrec tot mai mult timp la Cluj, orașul în care locuiește mijlocașul universității, zice la ziar. Cei doi par să se simt acolo ca o tânără familie. Gugu, știu cine ei! Cu toate că efortul asistentei lui Capatos de a face să meargă bine relația lor pare ceva mai consistent decât al lui. Chiar? Hopa! Dar mai că s-ai de acord al lui Cristea. Până la urmă... Iubirea învinge. E cu avionul drumul, București, Cluj, Cluj, București, așa, 250 de euro, 1200 de lei drumul cu mașina. Dar pe unde ocolește de face 1200 de lei drumul cu mașina București, Cluj? Întrebare, vezi traseu. Distanța dus întors depășește 850 de kilometri, adevărat. Faptul că îl iubește pe Cristea o determină să nu se uite la bani. A fost în Cluj ieri? Da. De asta n-a fost azi noapte la post. Cartierul Europa. De ce nu zici nimic, Ștefan? Îți bea discret, că dacă nu sunt discret, după aia nu mai am succes la fete. Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața! Bine ai venit la noi la auzirea de dume Radio Impuls Transilvania Channel TV. Miața, Aurel la telefon. Servus, Aurica! Salut! Un Cluj a pierdut cu o echipă de divizia B. Un Cluj o echipă de profesioniști, de... oameni care vor lucru 1-5. Facem mișto de o echipă de amatori care o juca cu Steaua, să nu uit. Cu deținătoarea atât cupei. Exact. Așa, acum, sigur, omul a zis-o la Radio GSP, nu știu exact contextul, că doar citatul ăsta l-avem pe care l-am găsit. Cine știe care fi fost formularea completă, că poate n-a fost chiar atât de ironic, dar am găsit punițică ironie în povestirea asta. Exact aia am găsit și eu. Nu, adică... Eu sunt cu Cluj, iubesc echipele din Cluj, iubesc sportul în general, dar nu se face așa. Nicu, sănătatea e cea mai simpatică, trebuie să o spui. Exact. Adică băieții ăștia a doua zi la 6 la serviciu l-a descărcat, încărca vagonul. Exact. Respect! Băieți salon! La revedere! Toate cele bune, de-aia respectăm când lucrurile se fac din pasiune înaintea banilor. De aceea ne e simpatică sănătatea Cluj, ne e simpatică tare mult, trebuie să le dăm în vileag Olimpia Cluj, echipa feminină de fotbal care e în Women Champions League. Bravo fetelor, pe mâine, multă baftă! Baftă, le susținem, pentru că noi susținem Clujul, indiferent despre cine este vorba, valoarea înainte de toate și la Cluj sunt destule valori, așa că avem despre ce vorbim. Susținem Olimpia Cluj, mâine într-un meci extraordinar, Women Champions League, 16:30 este ora, sus pe stadionul Dr. Constantin Rădulescu, în Gruia, mai altfel zis. Meci televizat pe TVR2. Așa e, și dacă vreți o invitație la meci, puteți să sunați la 0264406342. Poate Drăgușanu ne scrie cineva, pare smart. Ah, de la Samsung care se îndoaie, e flexibil. Smart. Smart smartphone. Smart mașină. Ah, discutam de drumuri, domnule. Că smartphone ca să vorbească cu nea Cristea. Nu. De drumuri, de calcule, de benzină, de 1200 de lei. Știi cum se strecoară cu aia? Dar nu încape Bianca Drăgușanu smart. La ce picioare lungi are? Unde? Scuze-ne, Adriane, dar mai glumim și noi. Parcă o văd pe Bianca pe post de ștergătoare cu piciorușele. Da. Eu mai spui o dată că am mai zis și nu m-a crezut nea Mișu. Fata nu-i proastă, mă, că-i fată isteață. Dar niciodată n-aș fi crezut că Bianca e fată... Deja are verb, am urmărit-o îndeaproape să știi că m-a interesat din punct de vedere media. Nu altfel. Ne mai scrie cineva pe diu de mesul Zina de 69. De obicei Bianca stă la un hotel de pe calea Turzii. Aoleu. Aha. Unde? Un hotel de pe calea Turzii. E imaginea hotelului. Îi văd câteodată mașina acolo. Are X5. Serios? Da. Bravo. Mulțumim frumos pentru informații. Bună dimineața. Bună dimineața. Bună dimineața. Bună dimineața. Ce fac băieții? Băieții încearcă una alta. Mai reușesc, mai nu reușesc. Mai o Bianca, mai o Drăgușanu. Da, băi, imaginea foarte tare mai ales pe calea Turzii. Putea să fie în Borhani, de exemplu, dar pe calea Turzii. Gând la gând cu bucurie. Nu fi rău. Da, eu o să fiu rău. Vai. Zici și tu că ești realist? Da, sunt super realist. Nu vedeți cât de plasticată poate să fie femeia, doamne, asta, mă. E plasticată? Vai, se vede de pe ecran. N-am avut oroarea să văd pentru realitate, dar asta este. Nu te-ai bucurat de...
Nu. No. No? Dar zi, spune-ne nouă o femeie așa, din România, vedetă, din lumea mondenă, care îți place ție. Bă, să știi că e foarte bună întrebare, Monica Burlădeanu. Adevărat. Ai dat bine cu bățul acum. Și comisarului Catani i-a plăcut tare mult. Foarte mult. Deci mie mi se pare aia o femeie frumoasă. Știi cine mai îmi place mie așa că... prietena lui Smiley, cum o cheamă? Laura Cosoi. Laura Cosoi, da. Da, ok, mergi. Merge. Și da, pistolis e simpatică. Încărcată, da. Da, merge, ok. Da, mai descarcă. Poftim? Mai ales când descarcă. Acum noi știm cine o încarcă, cine o descarcă. Dați-l afară, dați-l afară, că... Dar nu, dar gândiți-vă că poate ar fi bună și la sănătatea Cluj, că și ăștia săracii încarcă și... Descarcă, da. Așa, da. Așa. Da, sexy Brăileanca, nu? Aici avem o discuție totuși. Exact, deci Mișule, până aici. Se întoarce Sexy Brăilean, că știre de ultimă oră, se întoarce și se reapucă de filme pentru adulți. A vorbit deja cu un producător. Nu vor fi pentru început filme hard, se va aborda genul lesbi și solo. Da, probabil cu filme pentru adulți, Conica sau Aqua sau de 3-6 de poziții. Dar cine s-a maturizat? Scuză-mă că spun. Cine s-a maturizat? Că... Da, exact. Da, în legătură cu invitația la meciul cu Olimpia. Vrei să mergi? Da, uite-te, orice alt premiu m-aș bucura să câștig de la voi, dar nu invitația la Olimpia. Da? Da, pentru că la Olimpia vreau să-mi duc să-mi cumpăr eu bilet. Bravo! Ura! Ura, bravo! Mi se pare că au avut parte de prea mult succes ca să nu aibă parte de cumpărători de bilete. Și n-au susținerea care trebuie să o aibă din partea Clujului în general ca să nu mergem pe la administrații și în alte părți. Corect. Deci, ai zis o vorbă extraordinară. Te iubim pentru asta, trebuie să o spunem. Ești adevărat. Sigur că da. Ei, foarte bine. Vreau... iubim Clujul. Știi ce am remarcat la Olimpia? O să vorbim cu unul dintre profesioniștii de acolo care e în administrarea clubului. Știi ce am remarcat la oamenii ăștia de acolo? Profesionalism. Păi, golaverajul îi recomandă, dacă pot să zic așa. Ultimul meci, 7-1 a bătut acum câteva zile. Sec. La o încălzire ușoară. Deci, Olimpia Cluj nu prea are ce face în Liga 1 de fotbal feminin în România. Am plictisitor. Da, exact. Deci, orice alt premiu aș lua de la voi, dar mai bine îmi cumpăr bine la Olimpia. Prietene, cu mare drag, ce premiu să-ți dăm? Ne mai auzim și luăm și alte premii. Important e să mergem la Olimpia să cumpărăm bilet. Sau ce premii aveți? Avem, îți putem da, pentru gestul tău elegant și exemplar, o masă la restaurantul Valahia de 50 de roni de pe strada Govora 27. Uite, eu sunt foarte de acord cu voi și vă mulțumesc. Domnule, ne suntem prietenii într-un loc elegant, deosebit, cu mâncare foarte bună. Da, chiar vă o să am un an de la nuntă și eu o să mă duc cu soția mea. Mamă, dacă de bine le nimerim! Super tare, să știi. Govora 27, restaurantul Valahia este un loc foarte primitor. Vorbim de profesioniști. Acolo sunt profesioniști și la restaurantul Valahia. Am văzut pe site-ul lor și review-urile sunt foarte bune. Dacă garantăm noi, mergi pe mâna noastră. Ok, mulțumesc frumos, băieți. Rămâi la telefon. Și noi, petrecere frumoasă. Mulțumesc. Să fie bine. Ne-a plăcut gestul prietenului nostru, așa că am zis că între prieteni merge. Și merge foarte bine, felicitări, mai ales că omul are și un eveniment important. Exact, auzit. În casă. Vom reveni cu invitațiile pentru meci Olimpia Cluj cu Olimpic Lionez mâine la ora 14:30 pe stadionul Dr. Constantin Rădulescu. E vorba de Women Champions League, un meci adevărat și e vorba despre deținătoarea titlului Olimpic Lionez. Vom fi acolo să le susținem pe fete. Exact. Așa că succes Cluj. Baftă. O zi de dume, cine să sabără să ascultă. Sala Palatului este una dintre cele mai urâte săli din lume în care artiștii celebri ajung să cânte. Spune Deutsche Welle, dar o spun și mari artiști care au fost la festivalul George Enescu din capitală. La Sala Palatului acolo își susține seria de concerte doar odată e Crăciunul. Ștefan Hrușcă, Ștefan Bănică Junior. Mă rog, tot acolo. Da. Doamne, menționând o scrisoare deschisă adresată autorităților de la București și semnată de maestri adevărați ai muzicii internaționale, ne referim la Zubin Mehta, Daniel Berenboim și Valeri Gergiev. Deutsche Welle vorbește despre lipsa unei săli de concerte moderne în capitala României și despre neputința autorităților de la București de a rezolva cea mai mare problemă a festivalului Enescu, sala neprimitoare. Oamenii ăștia trei mari ai muzicii mondiale, Zubin Mehta, Daniel Berenboim și
Valeri Gheorghiev au făcut o scrisoare și au spus de la anul n-o să se mai poată face lucrurile în felul ăsta, așa că vă rugăm, luați măsuri. Dacă stadion ați putut, poate reușiți și o sală de concerte. Păi chiar asta vreau să le dau adresa. Șoseaua Ștefan cel Mare e un stadion, nu prea mai joacă lumea pe el. Mai este un Giulești, dacă vor, se poate cânta. Dar ce acustică are? Foarte bună. În Giulești am văzut că are acustică bună. Potcoava. E brici, jos pălăria. Așa că au venit străinii, oamenii ăștia, maestri, să facă scrisoarea asta oarecum rușinoasă. Vedem că și la Cluj avem probleme cu sările de concerte. Greu se pornește povestirea. Și la București sunt aceleași probleme. Când e vorba de o sală de concerte, e, aici ai mai greu se mișcă povestirea cu fondurile. Păi, ar fi o soluție în tribune să stea cu... Dar nu dai pe un scaun. Nu știu, băieții cu violoncelul, cum ar sta pe un... Cu violoncelul mai greu și cu contrabasul și mai greu. Acolo e o problemă, dar s-ar putea cânta pe stadion. Pe când vine aia cu sinfonia agitată a lui Ludwig van Beethoven, nu știu zău. Deraiază trenurile. Serios. Bună dimineața. Bună dimineața. Bună dimineața, băieți. Bine ai venit la noi. Teodor la telefon. Servus, Teodor. Ascultam ce ați vorbit cu ascultătorul de mai devreme. De Bianca. A, Drăgușanu, prietena așa, noastră. Lucruri serioase, dar ce Enescu, ce Ateneu? Ce sala palatului? Bun! Ateneu. Bă, cine e Bianca asta? Că tot aud de ea la voi în fiecare zi și habar n-am cine e. Nu știi! De unde ne suni? De unde vă sunt? Din Cluj. De unde? Ai, în România, da? Da, serios, acum, cine e Bianca asta? Ioc, cultură generală! Ești istorie dacă nu știi de Bianca Drăgușanu. Păi, prietena lui Adrian Cristea de la Universitatea Cluj, fata care apare la televizor, la Căpătosul. Eu nu am televizor, mă, băieți. Poftim? Eu nu am televizor. Păi, fraților, punem mână de la mână să luăm televizor. Nu, dar nu am nevoie de televizor. N-are omul. Păi tu, nu, păi dacă n-ai văzut-o pe Bianca Drăgușanu, tu nu existi, prietene. Auzi, tu ești zen? Nu, zen. Feng Shui? E gen, e epic. Da, epic. Păi din ce am înțeles, e o laminată, că-s plasticată, hai să întindem un pic coarda până la laminată. Așa. Măresc că arată bine dacă umblă cu fotbalist. Arată bine, nu putem. Conduce un X5, deci deja o invidiez. Păi. Maică mai o recunoști, hai. Nu mai știu nimic altceva despre ea. Voi o cunoașteți personal. Personal am cunoscut... Eu am o clauză în contract, nu pot să spun cât de personal. La St. George, băi, am cunoscut-o. Da, ce făcea acolo? La șele. Cu Cristea sau cu voi? Nu, la George, băi, am să zic, pardon. Da, cum o dai ca la... Cum se zice, vorba aia. O dai întoarță ca la... Ploiești. Da. Ca la Cluj, ca la George, băi. Prietene, văd că nu avem subiecte împreună. Dacă nu putem să vorbim de Bianca Drăgușanu, îmi pare rău. Nu putem stabili un contact. Nu putem, nu avem mutual ground. Da, da, exact, nu avem afinități elective, îmi pare rău. Păi ziceți și voi ceva de situația economică din Tajikistan, că o să mă intereseze. Stai, comutăm acum pe Money Channel, stai așa. Stai puțin acolo, că găsim, rezolvăm. Bine, mă, băie. Bine. O zi bună, salut. Îți mulțumim, servus, toate cele bune. Ai dat pe Money Channel. Acum mă uitam chiar cât mai costă o acțiune la Azomureș, la combinat. Povestirea. Și să spunem oamenilor despre ce este vorba. Bine, până aici zic că e foarte bine, am echilibrat lucrurile. Trebuie să fi... Noi suntem tot timpul cu echilibru, știi? Radio, televizor și în general echilibristică. Să fie toată lumea împăcată, adică voi prieteni care ne urmăriți la televizor, voi prieteni care ne ascultați la radio și nu puteți să faceți asta și cu imagini din diverse motive, noi vă înțelegem. Și invitații la meciul de fotbal Olimpia Cluj cu Olympique Lyonnais, dacă vreți, acum ni... sau amu ni în direct. 0264406342. Vă trimitem frumușel la meci mâine. Cine vrea cumpără, cine nu câștigă acum la noi în direct la radio, pentru că le avem din partea Clubului Olimpia Cluj. Mulțumim frumos pentru deschidere, pentru implicare, pentru entuziasm și pentru administrarea excelentă a unui club minunat, Olimpia Cluj. Jos pălăria. Bună dimineața. Bună dimineața. Alo, bună dimineața. Bună dimineața, bună dimineața. Vreți să mergeți la meci? Nu. Cu ce ocazie? Că n-am partener de meci. Nu? Poftim? No. Poftim? Să Mișu e disponibil. Stați puțin, suntem chiar doi. O, mamă. Poftim? Îl duceți de mână, doamnă. Da. Adică... Dacă nu-i în cărucior, de mână mai merge. Suspicionați, doamnă, ceva? Poftim? Suspicionați ceva?
faptul că nu mă vedeți sub birou. Păi acum mă ridic în picioare, doamnă. A crescut, e mare, doamnă. Cu căruciorul. E băiat mare, mai băiatul nou de la uzină, săracul. Nu știe în ce s-a băgat. Ce faceți, doamnă? Cu ce ocazie pe la noi? Păi am sunat să văd ce faceți. Doamnă, ne facem în general bine. Nu facem nimic, așa să ne ocupă tot timpul. Da? Da. Atunci, păi, asta e viața românului. Da, nu facem nimic, ne ocupă tot timpul povestea asta. Ce să facem și... L-am sunat să vă spun că este un radar la... Dar de ce? Capăt Mănăștur. Unde? La Capăt Mănăștur. Da. Varianta de la urcare spre zona. Aha. Bucium. Să fim pe poziție. Să fim pe poziție, am înțeles, stimată prietenă. După oftat, n-ați fost pe poziție. Nu, aveți dreptate. Vreți o spălare interior-exterior de la Nova Star, de pe când pui pâine de acolo, prin preajma pieței 1 mai? Da. Bun, un prenume atunci. Rodica. Rodica, e suficient, atâta, Rodica. Da. Vii la noi la secretariat Octavian Goga 42. Da. Grigorescu, ți-ai talonul și când mașina este murdară, prietenii de la Nova Star ți-o fac lună. Ok. Bine? Și cu meciu cum stăm? Opa, repede cu meciu, a? Cum? Cu ce cu meciu? Păi, cu biletele la meci. Păi ai zis că nu vrei să mergi, că ești singură. Ați refuzat total. Am refuzat oferta. Obrăznicia noastră. Mai strigăm o dată? Mai licităm? Dăm o invitație la meci? Să-mi spuneți când e meciul, ca să mâine, la ora 16:30, în Gruia, începe. Vrei? Nu. Și mulțumesc. Lucrezi încă. Bine, Rodica. Cum e cu amenda? Cu amenda? Amenda? Da. Care? De la poliția rutieră. Că noi am întrebat la un moment dat, după oftat, cineva nu a fost pe poziție, apropo de radar. Da. Nu am nicio amendă. Totul în regulă. Bine, Rodica. Bun, perfect. Servus, toate cele bune. Vii la secretăria și ții talonul pentru spălare interior-exterior. Nova Star pentru cei care ne ajută cu informații din tragicul rutier din când în când, nu tot timpul. Pentru cei care încă nu ați aflat numărul de telefon prin care puteți intra în direct în uzinuță, 0264-406342. Asta e, să fie bine. 9:42. Mai departe trebuie să facem colecta, așa că puțin tică răbdare. Revenim spectaculos imediat. Aveți o știre pe SMS. Ce era acolo? E Bianca, lăsați. Da? Da. A trimis mesaj? Da, lasă. Hai bă, că am fost eleganți. Nu poți să zici că... Ok. Bun. Stay here. We'll be right back. Uzina de dume. Cine s-a sabără, să ascultă. Dume. Hai, unde-s dumele, bă? Aici unde să fie? Ne-am care? Întors, ne-am ce? Întors. Nu iese la inventar sau care-i povestire? Ce-ți trăbă? A? Astăzi, domnul, e o zi de naștere, trebuie să spunem la mulți ani. Da. Împlinește 13 anișori, Google-ul. Google-ul? Da, e ziua 13 lui. Ani de googălit. Vă tot googăliți, toată ziua googăliți. Pentru unii prieteni, Google, Google, Google. Motor de căutare pe internet. Care este? Google-ul. Ce nume i-au dat. Foarte bun, cu mare succes până la urmă. Apropo de 13 ani, 12 ani, 11 ani, odată la două zile dispare un copil din oraș, din orașul nostru. Așa că unii cer primarului să salveze statuia barocă a ciobanului Donat. V-am bulversat, este? Vor să-l răpească pe ciobanul baroc? Stai, că ați înțeles esența. La Cluj se raportează dispariția unui minor de la domiciliu odată la două zile. Asta spun polițiștii de la investigații criminale, care caută anual în medie peste 1100 de minori dispăruți. Momentan în județul Cluj există 4 cazuri nesoluționate. În general, copiii dispar din familiile dezorganizate. Uită portița deschisă. Mm-hmm. Dar la un moment dat era un curent din ăsta prin București, cum că niște ambulanțe răpesc copii. Erau povești de muritoare. Ciudat. Ambulanțe? Ambulanța răpește copilul. Aoleu, tăticu, deja e film de la american deja. SF. Ah, SF, SF, exact. Un SF horror. Da. Nu. Era un film american, de fapt, ăsta. Și se filma, cred, atunci, prin București. Motor. Exact, și aia cu statuia. Cu ciobanul baroc. Statuia lui Donat, o comoară din tezaură Clujului, zace în uitare, spun unii răstit, părăsită de către unii și de către alții, undeva printre pomii unei grădini particulare de pe dealul Hoia. I se cere primarului să rezolve problema cu statuia lui Donat, scris cu T pe unele plăcuțe, pe altele Donat H, cum e corect, cred eu.
E H. Hașmut sau e cu H? Exact, așa zice că e uitată și ar fi păcat să nu fie pusă la locul ei, pentru că el, Donat Ciobanu, Einzamer Hirte, ne-a scăpat de turci când a fost el pe deal și a văzut departe cum vin turcii la Cluj. Le-a dat cu buta. Dar nu mai veneau turci să se angajeze. Tugdum, tugdum, tugdum. În parcul Tetarom. Da, da, dar ce te gândeai? La altceva. Eu încercam să-mi imaginez, să-mi fac așa o imagine, pur și simplu, cum ciobanul le-a dat. Exact. Vezi? Așa că statuia lui Donat, unii luptă pentru ea să fie pusă sau repusă în drepturi. Să fie repusă. Așa că am mai făcut puțină promoție și ciobanului Donat de la Cluj. Păstor, pardon, sună mai frumos. Corect. Mulțumesc. Andreea Tonciu, iubita, concubina, amanta, bă, ce-o mai fie a fotbalistului Nicolae Mita, Mitea, dovedește că se pricepe la limbi, în special engleza. Așa. Partea mai kinky, bruneta, confundă termenii englezești mai rău ca Pavel strofele imnului și zice, îmi place French kiss, dar dacă vine vorba de dragoste, îmi place și stilul French fries. În traducere liberă, cartofi prăjiți. Deci cum îi spune la stilul ăsta? French fries. De aici putem trage concluzia că pentru Andreea Tonciu dragostea chiar trece prin stomac prăjită. Wow. Te-am spus, nu mă te-am legat de oamenii care au poftă de mâncare, pentru că ăștia sunt oameni sănătoși, bine integrați în societate. Oricum, ca tacâmul să fie complet, Andreea mai adaugă, în dormitor în general, îmi place tăvălelea românească. Tradițională? Asta e aia cu... Fă-mă lustră, nu, iubii! Nu, e cu strigături asta, tradițională românească. Da, exact, da. Cu chiuiel, bătuta pe loc. Bun, dacă în casă, în general, îi place stilul românesc, în particular, să zicem într-o mașină, să zicem într-un Mercedes, ce stil de tăvăleală îi place lui Tonciu într-un Mercedes? Păi, Mercedes, scuză-mă, că e loc suficient in the backseat of my Mercedes-Benz. O face Vito sau Sprinter? Sigur că da. De toate, pentru toți. Sergiule, o să te rog să te poziționezi în așa fel încât domnul Alin Cioban de la Olimpia Cluj să îi găsească locul. Mulțumesc frumos, Sergiu. Domnul Alin Cioban își ia locul aici la noi. Mișule, te rog să rezolvi povestirile cu microfonul. Sănătate, domnule Alin Cioban. Am amenințat lumea că o să vorbim cu unul dintre oamenii care se ocupă de destinele Olimpiei Cluj. Nu a puțin să ridicăm și calea și să-i spunem domnule Alin Cioban, bine ați venit la noi! Bine v-am găsit. Nu v-am lăsat deloc să vă trageți suflet după ce ați urcat 3 etaje. Dar... E ca la sport aici. Da, e foarte bine. Bine ați venit la noi și vă mulțumim frumos că ați acceptat chemarea noastră de a discuta un piculeț despre un meci foarte important, după părerea noastră, de Women Champions League, cum se spune, dintre Olimpia Cluj, un club pe care îl coordonați în felul dumneavoastră. Care este funcția dumneavoastră la Olimpia Cluj? Președinte executiv al clubului. Președinte executiv al clubului, domnul Alin Cioban. Președintele Consiliului Director este domnul rector Radu Munteanu. Pe care salutăm, bună ziua, da. Pentru bună implicare. Dimineața. Sigur că iar da. Antrenor, după cum știți, domnul Mirel Albon. Un antrenor care a dovedit că își merită locul în Champions League. Și are succes. Sigur că da, foarte bine, salutăm și pe dânsul. Vă așteaptă o sărbătoare mâine, într-un fel. Da, deci mâine, practic, întâlnim echipa Olympic Lyon, deținătoarea trofeului la fotbal feminin. Deținătoarea trofeului UEFA Women's Champions League și sperăm să fie pentru toți un eveniment deosebit, pentru că sunt câteva premiere pentru fotbalul din România. În primul rând este pentru prima dată când o echipă din România se califică în această fază a competiției, pentru că trebuie să spunem că nici băieții n-au ajuns această fază a competiției, Olimpia Cluj depășind faza grupelor după un succes în grupa de la Sarajevo. Iar pentru Cluj-Napoca reprezintă o premieră, deoarece meciul va fi transmis în direct la TVR2 și Eurosport, atât meciul turc cât și meciul retur. Excelentă promovare și asta, într-un fel. Da, să sperăm și că... Și recunoaștere, de fapt. Da. Iată un meci interesant pe care trebuie neapărat clujenii să-l vadă live înainte de toate, pentru că în felul ăsta susținem echipa. Sus în Gruia, pe stadionul Dr. Constantin Rădulescu, stadionul CFR-ului. CFR, la ora 16:30 este ora de start a meciului. Cu biletele? După, biletele se găsesc la casele de bilete. Elevii și studenții vor avea intrare liberă doar pe baza carnetului de elev și de student. Și așteptăm cât mai multă lume. Prețul este unul simbolic de doar 5 lei, pentru că nu ne dorim o afacere din partida asta de la Cluj-Napoca, ci ne dorim o promovare a unui sport care în Europa are un alt înțeles față de România și ne dorim să
se poată vedea toată lumea ce înseamnă fotbalul feminin, ce înseamnă sportul pentru fete la această categorie și acest nivel de performanțe și sper să fie tot cât mai multă lume. La campionatul mondial au fost, nu, stadioane de 80.000 de locuri pline, arhipline, când a fost acum campionatul mondial feminin de fotbal. Da, așa este și faptul că aceste stadioane au fost foarte pline este o recunoaștere a fotbalului feminin și în Germania, pentru că este o zonă în care fotbalul feminin n-a fost extrem de cunoscut în urmă cu 5-6 ani de zile, mai mult în partea nordică a Europei, însă acum fotbalul feminin este casă la el și în Germania. Vis-a-vis de acest lucru de campionat mondial, trebuie să spun că majoritatea fetelor de la Olympic Lyon au fost prezent la acest campionat mondial. Chiar Lotta Schelin, care este atacantă suedeză de la Olympic Lyon, a fost declarată cea mai bună fotbalistă de la acest campionat mondial și au ocazia să o vadă pe viu aici la Cluj. Domnule Alin Cioban, am văzut chiar meciuri foarte interesante de fotbal feminin. Chiar da, foarte frumoase, spectaculoase. Pentru că sunt prejudecăți în sensul ăsta. Fotbalul feminin are un romantism aparte. Încă există pasiune, nu e un fotbal comercial, nu dus până la extremitatea fotbalului comercial. Există însă pasiunea asta pentru sport, în primul rând, și pentru fotbal, în al doilea rând. Și atunci unde este pasiune și dorința de a face sport, și publicul este mulțumit. Pentru că spectacolul contează foarte mult într-un sport. Am văzut că în ultima, de fapt, dumneavoastră în Liga 1, nu știu ce căutați în Liga 1 de fotbal feminin. 7-1 ultima partidă, domnul Alin Cioban. A fost un meci de antrenament cu... Nu se supără ceilalți, aud acum că a fost un meci de antrenament? Acum, în Liga 1, Liga 1 a fost concepută, organizată, practic, anul acesta pe două serii. Este un an de tranziție în care se intre toată lumea, iar după un sezon regulat să existe un turneu de play-off în care primele două din fiecare serie se dispută un turneu de play-off. Se vor fi 2 ani de tranziție, în așa fel încât să intre cât mai multe lume și să perceapă acest fenomen, mai ales că am dorit să organizăm Liga 1 pentru că foarte multe primării din orașele țării nu finanțează Liga 2 sau Liga 3. Atunci am organizat Liga 1 și am preferat să dăm o structură o structură de bază în care se intre toată lumea și o structură de vârf cu un turneu de play-off. Sperăm că în 3-4 ani de zile să schimbăm un pic această organizare, încât să existe o superligă la vârf care să fie foarte competitivă pentru ajutorul național al României, practic. Uh-huh. Care e starea de spirit înainte de partid așa? Fetele, cum se simt? Aseară am vorbit cu toate fetele și ne-am întâlnit așa la o mică ședință și le-am simțit foarte motivate și eu chiar cred într-o performanță frumoasă. Deci v-ați întâlnit cu ele. Asta e foarte bine. Citeam un articol, de exemplu, Dăminuță stă înainte cu câteva ore de partidă pe Facebook. Și vreau să vă întrebăm, stau și fetele noaptea pe Facebook, pe Messenger? Acum nu pot să spun exact. În cantonament, că în timpul lor liber, normal. Ceea ce pot să vă asigur este faptul că sunt extrem de serioase fetele, percep un pic altfel performanța față de băieți. Noi ne-am întâlnit cu întreg stafful și am discutat cu ele, însă ore târzii, după ora 10, nu sunt permise nici măcar la acest nivel. Deci nu cred că la Olimpia Cluj-Napoca pot să existe asemenea atitudini față de performanță, față de club, față de fotbal în general. În afară de Uzina de Dume și Radio Impuls, cine vă mai susține, domnule Alin Cioban? Mai sunt multe oameni entuziaști care ne susțin, da. În primul rând, Universitatea Tehnică, Secpral Pro Instalații, ACI-ul, QL Media. Sunt multe societăți care s-au implicat în acest eveniment, organizarea acestui eveniment și n-aș vrea să-mi scape ca pe careva. Însă vreau să spun că toți sunt la emisiunea dumneavoastră, că dumneavoastră a susținut fotbalul și sportul clujan, indiferent de nivel, valoare și implicarea unora sau altora. Păi susținem Clujul în general, dar așteptam să spuneți că și primăria Cluj susține Olimpia Cluj. Nu știu, există și susținere din partea primăriei Cluj și din partea Consiliului Județean, așa o susținere simbolică la nivel de club clujan, însă performanța la ora actuală încă n-a fost răsplătită de către autoritățile locale. Da, deci mă refer la performanța care am făcut-o în grupele Champions League și în faza actuală a competiției. Am înțeles. Mai vreau să zic ceva, dar nu vrem să complicăm discursul și să aibă domnul Alin Cioban eventual cu Olimpia Cluj de suferit, așa că ne oprim deocamdată aici cu discursul pe care vreau să-l desfășor. Primisem și o întrebare acum câteva secunde pe Messenger de la unul dintre ascultători, da?
Ne întreba cineva dacă se face schimb de tricouri la sfârșitul partidei. Se face schimb pentru oficiali. Mulțumim pentru răspuns. Sigur că da. Nu e ușor, presupun, să susțineți, să coborâm cu picioarele pe pământ și să vorbim, se câștigă bani din Women Champions League? Deci, practic, implicarea, deci nu e UEFA Women Champions League, UEFA sprijină clubul organizator cu suma de 20.000 de euro, deci o sumă mică față de fotbalul masculin, care, practic, include aici taxele de organizare, transport, toate aceste sume vin prin Federația Română de Fotbal. Uh-huh. Deci cam atâta este partea prin care UEFA vine să susțină, să sprijine clubul organizator, clubul gazdă. Și această susținere este doar din faza 16-milor încolo, așa la fel și în semifinale și inclusiv în finală. Și în finală cine câștigă finala, câștigă ceva? Câștigă, acolo se câștigă. Sunt ceva bănuți. Sunt sponsori, alți sponsori, sunt sponsori oficiali, ai finale și sumele sunt altele. Atunci să susținem Olimpia Cluj mâine la ora 16:30 și ajungă în finală. Să câștige și un bănuț, dacă se poate. Normal, și cine nu ajunge la partida de mâine, de la 16:30, din diverse motive, e transmisă pe TVR2 întâlnire. La ora 16:30, v-ați înțeles cu ei sau cum a fost cu TVR-ul? Sau ei au preluat efectiv? TVR-ul Cluj, în primul rând, ne-a susținut încă de la înființare și ne-au promovat, au apărut știri, au purt articole cu noi și era firesc că atunci când există un asemenea eveniment, primii parteneri să fie ei. Mai mult că ne-au oferit și oportunitatea de a transmite și meciul retur. TVR-ul transmite și meciul din Champions League. Așa. Și echipa din Lyon și oficialii celor de la Lyon au agreat un schimb de partide transmise prin intermediul celor de la TVR. Felicitări și colegilor de la TVR Cluj care se implică în astfel de lucruri. Le dorim și spor la treabă și încă o dată mulțumim pentru susținerea sportului clujean. Ați auzit vreodată, de exemplu, în fotbalul masculin se practică? Există și o regulă, o lege a lui Murphy, când e filmat de obicei un fotbalist, un sportiv, ori scuipă, ori își aranjează pantalonii scurți. Ați auzit vreodată la vreo ratare să înjure o jucătoare de la Olimpia? Sincer să fiu, nu prea mă concentrez să aud cuvintele jucătoare. Deși la cred că mai scapă câte una. Pentru că, având în vedere numărul de goluri marcate în campionat, 250, nu prea am avut ocazia de asemenea ratări. Eventual de bucurie. Da, să sperăm că nici de acum încolo nu este ocazia de ratări. Nișule, la 7-1 dacă ratezi una, nu mai contează. Așa, per ansamblu. Da. Sigur că da. Domnule Alin Cioban, vă dorim succes în meciul de mâine. Lumea vrea invitații. Unii chiar au zis, domnule, nu vreau invitații, cred o să cumpăr bilet, pentru că așa mi se cade să susțin Olimpia Cluj. Adică sunt fel de fel de atitudini în sensul ăsta. Le mulțumim tuturor. Lumea e interesată, așa că sperăm mâine, mâine la amiază, de fapt după amiază, să fie stadionul cât mai plin acolo sus în Gruia. Și eu sper lucrul acesta. Sigur, există teoretic o diferență de valoare între cele două formații, pentru că Olympic Lyon este câștigătoarea trofeului, Olimpia Cluj este echipă înființată de doar un an de zile, însă dorim pe această cale să promovăm fotbalul feminin și să arătăm clujenilor că fetele au ambiție mai mare ca și băieții în acest sport. Cu cine mai sunt fetele în grupă, ne întreabă cineva? Nu sunt în grupă. Eliminatoriu. Există un meci două meciuri eliminatorii. Grupa a fost depășită la Sarajevo. Prin rezultatele probabil pe care deja lumea le știe, 4-1 cu echipa turcă Ataşehir Belediyespor, 3-1 cu echipa SFK Sarajevo și 5-0 cu echipa Gintra din Lituania. Păi ați făcut scor și acolo, domnule, în Champions League. Da. Având în vedere că media de vârstă este de 18 ani și 4 luni și chiar la ședința tehnică de la Sarajevo, în prima zi, înainte de începerea competiției, am fost întrebați pe baza, pentru că am prezentat pașapoartele, ce v-ați venit cu grădinița la Champions League. O, e grupa mare! După prima zi de competiție, zâmbetul... Le-au cam trecut! Le-au cam trecut și rezultatele noastre au fost evidente. Noi sperăm ca să facem o figură frumoasă în meciul cu Olympic Lyon și dacă păstrăm acest nucleu de jucătoare încă 2-3 ani de zile, atunci chiar ne vom putea bate la cel mai înalt nivel în fotbalul feminin. Nu vă gândiți mai departe? Ba da. Da? Ba da, de ce nu? Ne acum, gândim mai departe, însă... Mâine. Poftim, ba da, și mâine. Mă vă gândiți eu mai departe. Eu personal sper într-o victorie la Cluj-Napoca. Pentru a ajunge în finale, câte meciuri mai sunt de... Doborât.
Urmează sferturile de finală, semifinala și finala. Am înțeles că vreo trei. O figură frumoasă sigur va fi și nu chiar o figură frumoasă. Mâine vor fi mai multe figuri frumoase, fotbal feminin totuși. Da, așa exact. Este și sper să constate și cu această ocazie fetele de la Cluj sunt și frumoase așa de punct de vedere fizic. Și mulți clujeni vor descoperi mâine un fotbal chiar de calitate la Olimpia Cluj, fotbal feminin. 16:30. Așa că mulțumim frumos, domnule Alin Cioban. Și vă mulțumesc pentru invitație, pentru susținere și vă așteptăm pe toată lumea la stadion mâine la 16:30. Cu mare drag. Hai Olimpia Cluj! Baftă! Numai bine! Uzi radio dume, cine s-a sabără să ascultă!